La mulți ani, suntem deja în 2024, profit de faptul că l-am musafir pe Nicu Edulescu, un tip mai mare ca mine, da, și la propriu și la figurat, și la vârstă, și la înălțime, tot așa slăbuț ca mine, ceea ce mă bucură, dacă nu sunt singur, bine făcut, da. Și vreau să fac un bilanț și profit să nu-l fac singur, da, aș fi putut, ca de obicei, să-mi pun camera, să spun, să zic așa, cam ce am vrut să fac, ce am făcut, ce a ieșit și știu și o perspective. Profit de faptul că e pe la mine, a venit cu Sorcova și o să mă las cumva întrebat de el, încât să nu fie doar monolog din partea mea, să fie așa un dialog. Îl lăsăm să curgă, ca de obicei, ați văzut cum las eu să curgă discuția, nu o să o opresc aiurea. Totodată, că toți suntem aici și suntem pe terasă până, știu și eu, să mai încălzește, să mergem prin solară puțin, o să desfac și semințele, nu le-am desfăcut, bine, știu ce am luat, vă dați seama, și mă mai uit și ce am de anul trecut, printr-o cutie. Nicule, bine ai venit! Bine v-am găsit și la mulți ani la toată lumea! Și start! Chilărește-mă cu ce-ți vine în cap. Noi am vorbit așa două, trei chestii. Bă, poți să mă întrebi aia, dar lăsăm liber, nu regizăm încât să fac tăieri și așa mai departe, pentru că nu e cazul. Suntem doi grădinari de hobby, care pur și simplu... Tu deja profesionist, eu... Da, aici... Mereu amator. Îmi zici mereu asta, dar nu e așa, tu ai mult mai multă experiență și pentru tine ți-ai făcut multe ce am văzut la tine. Da, 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 eu nu am timp pentru așa ceva. O să ai! Deci să începem. Inițial am vrut să-mi fac o listă cu întrebările, dar am zis că n-are rost, că tu oricum ești omul șampanie spumos, da, și ne pierdem în detalii și amănunte. Păi bănuiesc, dacă nu ți-o faci, le-ai măcar în memorie cam ce ai vrut să scrii. Așa, să începem cu începuturile. Cum ai început prima dată? Cu toate că eu știu, ai mai spus asta, dar o să te întreb. Da, am spus așa, spicuit prin materiale. Cu Alexandru, cred că acolo am văzut. Cum ai ți-ai făcut primul solar? Da, când a venit el la mine. Așa, deci primul solar, prima cultură, primele legume. Da, da, nu e rău, e bine că mă întreb, pentru că trebuie să înțeleagă oamenii că experiența duce către profesionalism, dar uneori poți avea randament și fără să ai în spate 300 de ani de experiență sau mai știu ce. Îți place o chestie, îți iese, mergi pe ea și apoi te dezvolți și, să zic așa, teoretic, îți faci mai multe. Bun, acum să-ți răspund la întrebare. Eu de 2 ani de zile sunt liber, am ieșit dintr-o profesie. Am stat așa vreo 4-6 luni în, nu știu cum să-i spun, într-o lentoare de după 25 de ani de cătănie și... Te-ai gândit ce să faci? Da, mă gândeam cu nevastra, ce facem, mă? Am și pe la mic, du-l la școală, nu știu ce. Păi că în politică, cu tot felul, cu vreo două cere de pe la... Zic, bă, nu e cazul, eu nu sunt genul, nu sunt nici donator, nu sunt sponsor, nu pot să tag la niște chestii. Îți trebuie mulți dușmani. Da, nu știu dacă mai mulți dușmani, acum. Cred că mă durea cap. Acum, ce, asta e foarte bună, să știi, că dacă te referi la hate, e foarte, foarte ok, atâta timp cât e și el politicos. Așa mi-a venit ideea brusc, m-am dus la, am mai spus-o și, dar o spun acum cursiv, așa să se înțeleagă, m-am dus la, cu nevastă mea, la cineva tot aici în Valea Mare, arată așa că e chiar pe direcția asta. Valea Mare de Ștefănești. La Valea Mare, Podgorea, orașul Ștefănești. Floral, mă rog, se ocupă cu flori de mult timp și după aia a mai mers cu legume, cu dubițe, mă rog, acolo e pe flori. Neaurel, să luăm flori pentru grădină. Cum e și tu? Că tu ai zis că din zona ta de acolo, an de an, luai flori, iei flori de acolo. Am fost și vreau să zic că mi-au cam aminte de asta, răsuflu așa, mi-au cam aminte că m-a șocat că la vreo 65 de ani, cred, în jurul vârstei astea, muncea cu atâta plăcere, cu atâta... Pasiune. Da, da, da. În condiții care n-avea niște solarii, wow, avea niște solarii vechi la momentul ăla, mare unul. După ce m-am apucat eu și a venit la mine să vadă, de vreo două luni și-a făcut unul, nou, pe structură metalică și la undeva lângă. Ducându-mă, cumpărând, am ajuns acasă cu florile, am luat
ca fiecare, cred că am luat vreo 10 mușcate, vreo, nu știu, vreo 15, cam așa. La prețul care era, mai bun decât în... Nu aveai viață. Solarul făcut atunci. Nu aveam nimic, aveam curtea liberă. Uite, o să pun pe material și fotografii cu terenul virgin, să zic așa. Chiar o să pun, m-am gândit că le-am, am luat de prin telefon. Am fost acasă și parcă gând la gând așa cu nevastă, la stăteam în living și... Bă, hai să fac eu un solar, mă. Măcar mâncăm sănătos, uite așa, așa, așa. Nu m-am gândit la ideea de a deveni producător agricol local autorizat. Am zis, bă, stai să vedem. Ajunge și acolo, urmează. Da. Și așa am decis. Nu exagerez, în 5 zile deja aveam studiul făcut. O să urmeze și în serialul al meu, la episodul 4, cred că chestia asta. Ce solar să iau, de unde să-mi iau, ce mă avantajează în funcție de bani, de calitate, de mărime, de eficiență. Am hotărât să iau un solar de 60 de metri pătrați, modular, de mai proastă calitate, dar m-a avantajat că l-am luat în 4 rate și l-am plătit în 4 luni. În 2 zile era montat. 70% singur, la ajutor doar când era nevoie, de puscoama, de... Da. Să merg mai repede așa, m-am apucat de culturi. Ce ai plantat prima dată? De unde ai luat răsadurile? Da, prima dată m-am consiliat, să zic așa, până să ajung să iau răsadurile, că e important, citind și luând legătura cu cei de la Marcoser, de la Galați. Foarte buni oamenii, profesioniști, la momentul ăla... Și eu cumpăr foarte multe produse și la fel sunt foarte mulțumit și de ei. Singura chestie care m-a făcut să renunț să mai iau de la ei multe, a fost că, la un moment dat, au avut o întârziere pe grupul ăla de WhatsApp al lor și nu răspundeau destul de greu. Eu am avut probleme atunci cu vijelia, cu solarile. Probabil. Ceva s-a întâmplat. Cred că da, atunci. Și nu ascult că după aia, urmând YouTube, am văzut pe mai mulți grădinari. Au și dat anunț pe site că întârzie datorită... Da, eu n-am răbdare. Gândește-te că eu m-am hotărât, mi-au caminte... Pe 20 mai eu aveam plantat solarul. Eu eram cumva în întârziere față de mulți. Eu am dat bice. Am luat de lui atunci folie maro, am luat mai multe plase de antisecte de pe la Regal Fermier, parcă nu mai știu ce. Și cum, oricum, să revin, pe cele trei culturi principale m-am axat. Mi-am structurat solarul, mi-au ieșit 8 rânduri. De unde ai luat răsadurile? Aici ajung. Răsadurile am luat de roșii, din piața, singura piață, sau mă rog, cea mai folosită, să zic așa, de producătorii de răsaduri și comercianți, Smârdan, în piața din Pitești. Dar am luat răsaduri sub forma neștiinței. Adică am ajuns să iau vreo 4 tipuri de tomată, neștiind nimic despre ea. Cum se întâmplă? Că de-aia hibrid, n-am știut nimic. Nici ce că îi zice așa, nici că îi zice așa. Nici să fie roșii, nu? Roșii. Unele mai mici, unele mai mari, unele mai alungite, unele mai verde închis, unele verde mai deschis. Pentru că era destul de târziu, în sensul în care, fiind deja 20 mai, 18 mai l-am luat, pe 20 era plantat solarul, nu prea aveai de unde să mai alegi, decât să te duci la producător de acasă, dar nu știam, mă rog. Da. Am luat tomatele de acolo, ardeiul tot din piața asta și mi se pare că, da, castraveții tot așa, dar din piață mai e un punct pe Craiovei, de la un tip, tot o piațetă mică lângă Negoiul, de restaurantul. Mm-hmm. Și m-am apucat să plantez. Am chemat un vecin, nu știu ce, mi-a luat bănuțul, am pus nisip, am defrișat, multă muncă, multă, 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 multă. Am pus cele trei culturi principale, am format, din ce am citit eu frumos, am pus castraveții pe lateral, două rânduri, exact la geamuri, doar că am făcut o greșeală și am mers cu plantarea două rânduri, adică în paralel. Mm-hmm. Am făcut-o zigzagul, tot frumos de la început, folie maro, de mulcire, șmecher cu irigare, nu știu. Și la un moment dat mi-a ieșit, a rămas fără roșii. Și am avut un rând dublu, da, două rânduri, cum avem gemânate, jumătate ardei, jumătate roșii. Chiar pe un alt rând am avut jumătate castraveți, jumătate ardei. Ceea ce m-a obligat să dau mult mai multă atenție culturii. Pentru că știm că e greu să cultivi în același solar, sau cel puțin așa se spune, să cultivi, sau e mai bine să cultivi, să ai o cultură
unică. Monocultură. Da? Da, o monocultură. Să zice că nu se iubesc castraveții cu tomatele în solar. Da, nu, eu cred că mai repede e vorba despre tipul irigării. Pentru că ele diferă în ceea ce privește setea de apă. Tomata, eu chiar am și un procent pe chestia asta. Consider că, de exemplu, dacă tomata, sau să o iau invers, castravetele cel mai mare iubitor, adică e cel care iubește apa mai mult, dacă le ridici zilnic, ardeiul trebuie să-l ridici la 2 zile, tomata la 3 zile. Ca idee, eu așa mi-am format. Eu am robinet pe fiecare rând. Pe coloană, da. Păi și eu aveam pe fiecare rând, dar fiind o singură coloană, destul de delicat să stau eu la fiecare parte. În fine. Deci asta am ales. Asta a fost în primul an. În primul an. Dar ai avut o cultură numai de castraveți. Nu, am văzut. Am avut așa. Ai văzut în videoclipul, știu, nu. Deci am făcut solarul ăsta, da. Pe 20 mai am plantat. Am mers foarte bine, un pământ stătut, mă rog, nu fusese grădină, aveam plații de insecte. Nu ajunge și acolo, dacă vrei, la plații de insecte, lămpi. Dacă mă întrebi, îți spun ce am pățit. Și nu sunt singurul. Grădinarii acum care îmi cer cumva părerea, au făcut aceeași greșeală cu lămpile alea. A fost foarte interesant că mi-a mers foarte bine cultura, în sensul în care, în afara faptului că mi-a plăcut foarte tare, adică mi-a plăcut la genul nebunit, intram în solar, nu mai ieșeam, nebun. Nu mi-am imaginat că o să am pasiunea asta, nu mi-am imaginat, eu fiind un tip vulcanic, răzvrătit, mediu militar, mediu dur, golănaș de cartier în adolescență, mă rog, da, lucrez de la 14 ani, în fine. În vacanțele de vară, mai așa, mai răzvrătit. E rebel. Mai rebel, da. Pur și simplu m-a prins. M-a prins microbul. Am făcut greșeli, am lăsat greșeli. Am plecat cu tomata, lansat pe două brațe, n-am știut inițial să o formez pe un braț. Am format-o pe un braț foarte târziu. Am renunțat când brațul avea un metru aproape. Dar n-am să brațul de fapt un copil. Era un copil, dar mă rog, da, dar era copilul formarea de sus deja, da. Nu era de jos. Copilii îi luasem, dar plecase două brațe. Două vârfuri. Două vârfuri de creștere. Da, mai bine zis, două vârfuri de creștere. Și atunci am renunțat cu tupeu. Pac, jos, era ce pierde, da? Rarul umple carul. Da, și am făcut frumos, am avut loc, am avut 90 de centimetri între rânduri. A fost super șmecher așa, o să pun pozitiv. Și între fire? Între fire am mers cu 40, eu așa merg. Se zice că e bine un 50, chiar 60. Eu merg cu 40 și mi-a ieșit la tot. Deci eu cam păstrez și pentru ardei și pentru castraveți și pentru tomate. Eu merg 40 cu 70, așa mi-au zis bălenarii, că așa au și ei. 40 între cele două rânduri și 70 între... Nu, 40 între fire pe rând, da? Și 70 între rânduri. Păi da, așa mi-au zis și mei bălenarii și eu am băgat, au zis 60 chiar profesioniștii. Eu am făcut 65, că așa mi-a dat mie pe schemă când am împărțit. Dar greu. Și ajungem la cultura de castraveți. Acolo am făcut chestia asta. Aici am fost foarte mulțumit și m-am lovit de boli. Din prima, cu toate că la primul an, mi-a dat mana. Aveam un rând de tuia la vreun metru și ceva pe lângă solar. Mi-a venit acarien din tuia. Mană, mă miram și cum e mana, care e mana. De ce e așa? Că e acoperit. Eu eram ca la țară, învățam că mana vine din ploaie și vrăjeală. Mana este o viroză, umiditatea generează mana. Mă rog. Insecte, primul an? Afide. M-au terminat afidele și în solarul mic și acum trec la pasul de-i. Ploșnițe? Nu. N-am avut o ploșniță în primul an. Anul ăsta am găsit ploșnițe și acum în niște role de amează. Da. Și zic, ia, uite-le. Da. Mi-am mers cultura asta, am făcut supraproducție, am dat la prieteni și așa mai departe, nu m-am gândit, nu era cazul atunci să-mi scot certificat de producător și am văzut că am potențial. Adică am văzut că dintr-o investiție de, nu știu, un total de 9.000 de lei, 10.000 de lei, cam așa m-a dus pe mine, m-a dus solarul 7.000 și fiind de rate, era destul de scump, cu folie de mulcire, cu o lampă, cu cutare, cu ce am mai făcut eu. Cu semințe, cu răsaduri, cu... Da, mi-am calculat așa în mare, cam 10.000 de lei. Și am văzut că la 10.000 de lei, că nu e un secret și e bine să știe oamenii că trebuie să se apuce de chestia asta, dacă muncești, există potențial, că despre asta e vorba până la urmă. Și am ajuns să scot cam
dacă am calculat așa, cam ce recolt am avut și ce, dacă aș fi valorificat tot ce am scos la producție, nu mai zic ce e pentru familie, cred că am scos vreo 3.000 de lei profit, să zic. Profit, mă rog, recuperat din aia 10 ani. Investiții, da. Fapt care m-a dus la pasul 2. Și am bubuit, m-am împrumutat, mi-au aminte, da, m-am dus la cei mai buni prieteni ai noștri la bancă și m-am împrumutat și am studiat și am chemat pe o echipă de asta din Băleni și mi-am făcut solarul 2. Pe care... Tot în primul an. Tot în primul an. Deci vorbim, 20 mai... Vorbim de anul trecut, de acum 2 ani deja. 2022. Deci eu sunt foarte... Novice, asta când? În ce perioadă? Păi 20 mai l-am făcut pe primul, l-am cultivat și în iulie, nu mai rețin exact, dar în iulie, eu deja mă aruncam în cultura 2. Ceea ce este foarte riscant. Castraveții acolo e pus. Acolo ajunge la castraveția, la cultura aia mare de castraveți care mi-a scos mie pe față, pe tablă, așa, faptul că am potențial și că nu există cu pasiunea pe care am descoperit-o să nu dau înainte. Cât a costat solarul 2, să nu uităm? Da, solarul 2, ca asta o să ajung, l-am creionat exact pe cât teren mai aveam în spate. Da. Se vede pe aici, în spate ăsta, mă rog, care e acum în locul celui mic, și în spate ălalt, încât să-l las doar de 1,70 m stânga-dreapta, na, pentru zăpadă, să treci, aia mai departe. La solarul 2 au venit și mi-au făcut un calcul cam pe metru pătrat, așa. Mi-a picat, mi-au cam minte, m-a costat 3.500 de euro solarul, cât vine, 15, mai nici 3 ori, 5, 15. Și are 100... 168 de metri. 168, da. Are, ăsta mic avea 6 pe 10, cum am spus, ăla mare avea, are 10 jumate pe 16. Mulțumit de el, adică da. Profi, se vedea că țeava e mai bună, că n-am știut la momentul ăla și a făcut un material că are foarte multe scăpări față de ăsta cel mai nou. Asta e, tot timpul ne upgradăm, ne îmbunătățim, mai ales când începem să cunoaștem. Cum am gândit la solarul ăsta? Că despre asta e vorba, o să mă întreb probabil sau oricine se întreabă, bă, dar e nebun ăsta, din primul an a făcut pe ăla și apoi în iulie s-a apucat să facă altul când deja... Vara era. Da, ce te-a făcut să-l faci pe al doilea? M-a făcut să fac pe al doilea faptul că eu de când m-am apucat de chestia asta, având timp la dispoziție adevărat, fiind împărțit doar între a mă ocupa foarte atent de copii, pentru că aveam timp, da, să-i duc la școală, la sport și așa mai departe, la antrenamente, am studiat foarte mult. Fapt care se întâmplă și acum. Permanent, eu citesc, studiez, mă inspir. M-am intrat pe canale de YouTube, da, și am văzut acolo, am ales, acum că e un moment al bine, așa pot să spun cam la cine mă uitam, să zic așa. Inițial am dat de Olga, e o doamnă... Secretele grădinarului. Da, Secretele grădinarului. La urmă are, sunt abonat. Da, foarte ok, femeia, punctat așa, pe părticele, adică tot așa, trebuia să treci prin multe materiale, să aduni informație. Mă uitam foarte mult iar la Biolegumix, la doamna Iani. Iani Iordache, da. Da. Și eu sunt abonat. Mi-a plăcut și acolo. Acolo iar se vede o pasiune și o atenție pentru editare și așa mai departe. Foarte mult mi-a atras atenția în perioada aia Marius, jurnalul unui grădinar. Dar l-am avut din dintel urmă, da. Dar nu mai postează. Am vorbit cu el pe Messenger, mă rog. Foarte, foarte... Și el, spun, simplu, popular om, adică fără figuri, foarte ok. Și el dintre puținii care produce răsaduri și cultivă. La momentul produce răsaduri și vizare și pentru el. Mai sunt acum. Mai sunt, că ajungem și la ei. Dar pe jurnalul unui grădinar, Max, am foarte tare, tocmai pentru faptul că el făcea culturi. Da. Și acolo am învățat eu multe chestii. Mă uitam iarăși la soție, sunt iarăși Dani și Cori. Doamna Giurgiu. Cred că din Giurgiu sunt, da? Care tot așa spicuiau de la... De ce m-au atras prima dată? Frații Porumb de la Cluj, Ciprii? Nu, târziu am dat de ei. Pentru că nu sunt foarte axați pe viralitate să-și arate munca. Ulterior, cam cu mine, în paralel, așa... Foarte muncitor și... Muncitor, da, și mult teren, multă muncă acolo. Vreau să spun că m-am axat pe ăștia doi, pe jurnalul unui grădinar, pe astea două canale, și pe Dani și Cori, pentru că ei arătau cultura de la zero, da. De la răsaduri, adică
Bine, nici nu-mi imaginam că o să mă apuc să fac și răsaduri, o să ajungem acolo. Pe ei m-am axat inițial. Cu Marcoseru, mai puneam întrebări, am ajuns să fac solarul 2, pe care l-am gândit tot cu cele trei culturi. Dar aici, vezi, Doamne, m-am dezvoltat și mi-am făcut trei coloane separate de apă. Frumos, încât să pot să ridic separat. Și mi-am pus 5 rânduri de ardei capia, 10 de castraveți. Ardei capia am pus soi, care am mai găsit. Cine mai găsește? Ureche de elefant. Lumea e mulțumită. Eu n-am fost mulțumit pentru că am luat și un răsad urât, mă rog. O să zic cum, de unde le-am luat pe toate. Castraveți ăștia am luat. Am avut mai multe tipuri. Am avut două tipuri în ăsta. Am avut două tipuri în scapă, dar mi-au caminte buni ei, dar nu ca ultimul pe care l-am și ales acum și fac răsadul din el, codul ăsta, SV4907. Sau 4097. Numai Mirabela luam. Foarte numai bun. Era unul bun în scapă mie. Bun, bunicel, bun, mi-a plăcut și ăla. Dar în scapul ei. Bart sau nu știu. Nu. Era cunoscut atunci, dar în scapă nu contează. Și roșii am găsit Rila. Băi, dar nu mai știu de unde ne-am luat pe astea. În fine, să revin la ele. Castraveți am dat comandă la un producător de răsaduri din zonă. Tot așa, am muncit pe afară, că sunt, cred că jumătate din producători sunt genul ăsta. Au muncit pe afară în agricultură, au fost un bănuț și vin și au venit cu experiență. Cu experiență, da, și așa mai departe, se apucă de chestia asta. Ei, vreau să vă zic că am dat comandă neștiind, repet, despre alungire, despre cât de vârtos să fie, cât să... Și am luat așa, am luat, nu mai rețin roșiile, chiar nu mai dau seama de unde le-am luat, dar cred că le-am luat tot de la... Da, gata, știu. Castraveți am luat de la tipul ăsta de aici, de lângă Pitești, cu 2,50 lei în 2022, în iulie. Când m-am uitat ulterior pe filmulețe și pe poze, că aveam niște poze cu lădițele. Cum arătau? M-am încrucit, deci eu n-aș mai planta așa ceva. Niște alungiri de castraveți, vă dați, am făcut în iulie, fără condiții, și era cu daia. Stai că m-am să le fac un tratament, zic, bă, ce avioane îmi face ăsta, știi? Eu sunt amic cu el, n-am nicio treabă. Mi-a intrat la un moment dat pe TikTok în live-uri și zicea, bă, te-am văzut că ești pornit, mi-am dat seama că o să rupi, știi că asta e piața, că să nu te superi. Zic, nu mă super, bă, eram neștiuitor, tu mi-ai dat ce ai avut, eu ți-am dat bani. Chiar mi-au aminte că am luat 300 de fire. Și am fost nevoit să mai cumpăr încă o dată 150, pentru că fiind alungiți, mi s-au prășit imediat. Adică n-am pruzi, da, forțați. M-am închinuit. Căldură. L-am întrebat, mi-a zis, da bă, vezi că e cald și că ți-a atins folia și că cu tare. Zic, da frate, dar ăsta e motivul principal. Știi că pentru cultura de vară, da, ciclul 2 este indicat să plantezi direct în pământ sămânța. Știu că e pământul destul de cald, germinează sămânța, acolo și mai departe. Este indicat din punctul ăsta de vedere, că dacă mă întrebi, tot răsadul pleacă. Dacă îi dai condiții și îl faci cum trebuie, răsadul e sfânt. Ardei. Nu găseam ardei și roșii. La o recomandare a unui prieten, Gabi, zice, bă, fii atent, noi luăm de la Peretu, de la un tip. Old? Nu, Teleorman. Peretu. Da, nu, mă, nu zicea, mă, la capătul lumii. Păi, dar n-aveam de unde să iau, nu mă dădea nimeni. Fapt pentru care e tot așa, fac o paranteză, 2023, când am făcut răsaduri, și și acum o să fac în 2024 serii de răsaduri până în august. Pentru că eu am avut solicitări. Le-au murit plantele și au venit și au găsit la mine răsad. Că plecase de la căldură puțin mai mult, dar a luat răsad din hibrizi. A luat ce trebuie. Ei, m-am dus la Peretu. N-au văzut ce am putut să iau de acolo, tot așa necunoștință de cauză, dar n-am avut încotro. Mi-am dat seama că nu sunt cele mai bune răsaduri, dar le-am luat. Mi-a dat răsad în 288 de ardei. Deci l-am luat exact semănat, nerepicat. Așa mi l-a dat. Și l-am plătit cu 2 lei. Mi-au aminte mult. Deci 2022, se lei în 288. Aiurea. Și mi-a dat Rila, mi-au aminte. Așa mi-a zis că ar fi Rila. Nu mai știu dacă, 1,50 lei, parcă pe acolo. Dar tot așa mi l-a dat Rila ăla, cred că în 200 mi l-a dat. Deci ei nu repicase. Ceea ce e urât să dai răsadul, eu n-aș putea să vând răsadul nerepicat cu prețul pe care îl dai la repicat de 32 sau... Am venit bucuros că am găsit răsaduri,
mi-a dat bonus, mi-a aminte niște lăsat de praz. Vezi, Doamne, da, l-avea pe acolo. S-a fost bun. De el. Da. Dar a fost bun ăla, chiar s-a făcut pe lângă solar. Am venit, am plantat. Vreau să zic că ardeiul capia, soiul ăla, nu mi-a mers cum trebuie. Castraveții au bubuit. Am făcut rândurile de 40 și 65 între ele, 40 de plante, 65 între ele. Palisate fir cu fir sau pe fir cu fir. Am încercat plasă cu plasă primul solar, m-am chinuit de m-a luat gaia, m-a enervat. Mulți, tu ai zis, tu faci pe plasă, dar nu ai o plasă. Eu nu, pe mine m-a enervat rău de tot, mai ales la strângere. Că eu n-am știut ca tine, că mi-ai zis tu că la tine. Îl tai de jos, las-o și lasă să o fi, lasă și apoi se smulge ușor. Eu nu, pe da, dar eu sunt. Deci ești presat de timp. Nu că-s presat de timp. Deci maniac să-l golesc, să fie totul boboc, să știi? Pentru că am plecat cu cultura 2 și 3 și solarul ăsta de castraveți. Înțelegi ce s-a întâmplat? Și atunci a trebuit să-i eliberez și aici. Când am dat drumul la ura mare, nou, am eliberat și în ăsta mic. Și mi-am dus iar castraveți. Roșiile mergeau. M-a lovit și, că m-a întrebat, în primul solar m-am lovit de fuzarioză, am avut. Dar imediat am citit și imediat am eliminat plantele din solar, n-am stat la discuție. Da, nu. Până n-am mai plantat nimic în locul ăla, am stat să n-atingă frunze, adică am fost foarte atent. Eu m-am luptat ani de zile și până n-am tratat cu balsamid, nu am scăpat. A fost bine. Aveam dezinfectat în fiecare solar. Nu intram, fără să dau pe tălpi, era și cu pandemia, după pandemie, foarte așa. Nu? Da, după pandemia a fost. Tocmai se spărgea pandemia. Și repetul, rechidele fan nu mi-a plăcut, slab, nu a mers, rila varză, deci rila aia nimic, 5 rânduri, că am pus 5, 5 ardei, repet, 10 castraveți, 5 rila. M-am gândit că îmi venea soarele, mă rog, că ardeiul rămâne mai pitic, că nu-l lăsam eu în alt, eu nu-l las în alt, îl ciupesc. Un metru, maxim 1,5 metri. Mi-e place să-l facă 2,5 metri. Nu fac, nu. Mi-e place să se ducă lumina pe aia și să fie un cup de aer. Că asta spune eu multora. Nu e nimic bătut în cuie. Fiecare facem cum vrem. Da. Nu. Rila n-a mers. Rila nu mi-a mers deloc. Dar castraveția aia am rupt. Am avut o singură problemă, de fapt, două legate din cauza spațiului mic între rânduri. Că vezi tu, bălenarii și așa, ei vorbesc, că faci distanțe mici sau știi, dar nu pentru noi. Noi suntem atipici. Tu ești dita, mă, eu n-aveam loc, mergeam într-o laterală, nu era o problemă la cules, că luam cămașe cu mânecă lungă, dar abia mai găsit cămăși cu mânecă lungă, că nu mi-am oprit după armată, cămăși le-am dat la un tânăr cadru militar, toată, ținută, du-te, mă, uite, iau aici. Mi-am oprit bocancii de ora să sudez în ei, că-s din piele mișto, rucsacul și nu mai știu ce, un semn de armă și o caschetă. Și m-am chinuit rău la tratamente, pentru că m-au năpădit afidele. Băi, Nicule, m-au năpădit, deci și din solarul mic. Aveam ardei, mă lipeam de ei când treceam. Da. Am dat, am sunat, Marco Sercu, băi, n-am reușit să scap. Deci, să facem o paranteză, eu anul trecut am folosit prima dată ulei de neem. Și vreau să spun că nu am mai avut, inclusiv pomii cireșii făceau afide. Cam doi cireșii în spatele solarului. Da, și prunii fac. Nimic, nimic. Da, și eu folosesc uleiul de neem, dar atunci nu știam eu foarte. Da, anul trecut l-am folosit prima dată. E, și aici am ajuns la ce înseamnă cultura asta, doi târzie în solarul mare, care a mers foarte bine până a fost întârziată de atacul de afide. Gândește că a fost un atac atât de puternic de afide încât aveam coloane militare blindate și antiblindate de furnici în solar. Nu mai știam ce să fac. A fost bine, pentru că am scos. Atunci am scos iarăși deja producător, nu știu ce, am scos bănuți pe castraveții aia. Au fost foarte căutați. Lenara, mi-am adus aminte. Lenara le zicea la castraveții aia. Da. Da, primii. Să-i cauți că sunt ok așa. Dar ăștia mi-au plăcut mai mult. Codul și merg pe ei. Ei, și una peste alta am fost mulțumit. Mai departe, ca să termin cu culturile din 2022, că n-am terminat, atacul ăla de afide mi-a oprit cultura de castraveți. Am cules și vreo 5 maxuri de ureche de elefant, dar n-am apucat să palisez mai mult de 3 rânduri din 5, mi-au cam aminte și l-am lăsat în cutii, am aflat și după aia. Cutii de lemn aici pe terasă, cu pătură și sau, da, din inerție sau cop.
Am, revin acum la producători serioși și neserioși de răsaduri, n-am încotro. Eu nu dau nume, cred că ați văzut că nu dau nume. Lasă să se înțeleagă, dar nu dau nume. Pentru că nu e cazul să fac rău, dar trebuie să spun lucruri pe nume, ca să nu ia alții țepele pe care le-am luat eu. L-am sunat pe tipul din Teleorman și l-am întrebat, băi, eu nu prea înțeleg, când mai ai tu timp? La mine la solar știam că am șanse, de exemplu, pentru ardei, da? De-aia am zis, l-am întrebat, tu când mai ai timp să pui tu ardeiul și afară, nu știu. Nu e problemă, că îi dau cu nu știu ce a zis, cu nu știu ce și în două zile roșu. Pune-mi, păi când îl mai coace asta, frate, din, da? În fine, deci sunt multe... multe asta piață. Mâncăm de la piață. Da. Asta a fost. După care, pentru iarnă, m-am gândit ce fac eu cu solarile. Și atunci am zis, bă, trebuie să fac culturi, da? Ce culturi? Și m-am gândit la cultură de ceapă, usturoi și salată verde. Bun, ce fac eu? Păi mă duc eu să mai cumpăr răsad, de exemplu, de salată, că nu se punea problema să sămânțesc clasic. La usturoi, la alpagic, la ceapă nu e problemă. Iei alpagic și căpățâni și plantezi. Dar la salată, zic, ce fac eu, frate, cu salata? Și am luat salată Shangore, pe care merg eu, o văzusem și la jurnalul unui grădinar. Da. El mergea pe Shangore și pe încă una, nu mai știu cum zicea. Mi-a plăcut. Tuareg. Pe Tuareg, așa, bravo. Și am zis, bă, arată bine asta, iau pe asta, am văzut că are germinare bună. Zic, bă, eu fac lăsat de salată. Deci asta a fost pornirea, să devin producător de lăsat. Nu să devin producător, să-mi fac lăsatul singur. Cum încurajez și eu mereu. Bă, încercați, care e problema? E adevărat că trebuie, tu ai încercat. Că faci în casă. Și ai reușit. Dar nu sunt condițiile să faci lăsaduri multe în casă. Să faci tu pentru tine. Câteva fire, nu? Da, eu consider că producătorul de lăsaduri care își bagă, nu știu cum să zic, ca proces, să facă în casă germinare, muncește foarte mult. Adică să le ia, să le ducă, să le dea lumină, să fie atent. E foarte multă muncă. Bazându-se pe economie, să nu să aibă o căldură deja existentă în casă, probabil. Dar tot așa, eu consider că nu poți controla foarte, foarte bine, dar mă rog, fiecare face cum crede. M-am apucat, m-am uitat așa cum făceai răsaduri. Moment în care, pe YouTube, am început să dau și dau. Evident, m-am dus pe surse, da? Și am mai dat de grădina lui Dan, că se știe că m-am inspirat mult de la el. Am văzut cum face și el răsadul, cum însămânțează, repet, fără să mă gândesc să devin eu producător de răsadul, nici de cum. M-am gândit să fac răsadul singur. Am fost încurajat de magi de băiatul ăsta pe Messenger, mi-au caminte, pe Messenger de pe Facebook. Am făcut 1660, mi-au caminte, de răsaduri, de salată. M-a încurajat foarte tare, era deja toamnă, dar era bine, aveam între 16 și 20 de grade zilnic, dar am învelit cu folie, frumos, am poze. Și vreau să zic că mi-aduc aminte acum cum mi-a zis, zice, o să reușești sigur, n-are cum, ești prea pasionat, o să reușești. M-a încurajat chestia, adică mi-a dat așa și într-adevăr am avut germinare, deci am avut germinare 100% atunci, ceea ce este wow, da? Față de acum, de exemplu, când am două alveole de salată la o comandă și nu le-am dat atenție. Și s-au mai alungit, s-au mai dus, le-am primerit eu acum, le-am mai băgat. Nu e problemă la salată. Da. Păi a fost o problemă, că dacă n-ai un ghile ascuțe și când o bagi, o tai firul, știi? Dar nu e problemă, că am făcut mai multe. Și așa mi-am făcut răsa de salată. Asta a fost, m-am dus cu ea spre plantare în decembrie deja, da? Mi-am făcut solarul ăla, mi l-am curățat și pe ăsta, mi-am structurat să pun și niște aromatice, pe care le-am însămânțat clasic, n-am făcut lăsat că nu știam să fac lăsat de ele sau, mă rog, nu mă pornisem. Fac o paranteză, eu știți că sufer de logoreie, Nicu pune întrebări și ascultă, pentru voi face efortul ăsta. Eu deja mare majoritatea le știu. Da. În decembrie, dacă nu mă înșel, după ce mi-am plantat eu, mi-a venit ideea, nu mai știu ce am zis eu că fac, că pun, am pus ceapă pe marginea solarului ca să fac perimetru împotriva melcilor, limacilor, și în interior urma să pun salata. Pac, 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 frumos. Nu mai știu, chiar nu mai rețin
ce m-a făcut, nu mai rețin exact, înțelegi, sclipirea. Băi, să fac eu răsaduri. Nu, asta m-a interesat și pe mine. Da, cum da, ai trecut să devii producător de răsaduri? Și pentru alții, nu asta mă gândesc. Cred că pur și simplu mi-a venit ideea... Oricum, anul trecut a fost 2023. Da. Cred că știu, cred că m-am uitat mult pe grădina lui Dan. Am sărit, deci ăștia doi, maxam pe ei, pe grădina lui Dan și pe jurnalul unui grădinar. Pentru că erau singurii care relatau la momentul ăla despre răsaduri, să faci răsaduri. Mai sunt câteva canale, dar cam la astea m-am axat. Dar cam ei filmau de la început. Exact. Boaza pentru culturi și așa aveam eu de la ce am zis, de la... Stau să mă gândesc dacă mai urmăream alte canale. A, mai urmăream. Mai era canalul și cred că mai e... un domn pentru tot o zonă de Loreasă cu viața, cu religia, ce e legat de... Da. E cu Nedoara. Da, mă rog, tot așa, mai urmăream și acolo. Mai urmăream, mai e un tip, iar foarte... Madalin? Cred că da. Care făcea pe balcon prima dată și după aceea curte cu muri frumos și făcea curte. Da. Cristi Negoiță. Cristi Negoiță, bravo. La tipul ăsta mă mai uitam și mă mai uit, mai intră. E foarte, îmi place că e așa. Meseriaș, adică e super, pasionat, clar. Da, organizat și... Da. Dar, așa. Un om cult. Da. Ei, eu n-am stat foarte tare când urmăresc să caut o informație, eu am mai spus-o și unii au înțeles greșit, s-au supărat. Eu nu stau să mă uit la om neapărat. Pe mine nu mă interesează, cum sunt convins că nici pe cei care se uită pe canalul ăsta al meu mic de YouTube, nu interesează că am eu, nu știu, un coș pe mână sau că sunt nebărbierit sau că... Nu, interesează ce transmit, ce informație, ce curaj pot da unora ca mine care abar n-au și se apucă de chestia asta. Eu nu m-am uitat la asta, că e cult, că e incult, că știe, că nu știe, că e frumos, că e înalt, că e slab, că e simpatic, că nu e simpatic, că... Nu, eu m-am uitat la ce transmit în spate. E adevărat că am observat și eu de când postez și eu pe social media că mai contează și editarea și cum pui cadru și așa mai departe. Dar eu consider că astea sunt după conținut. Apoi, am luat legătura, dacă bine mi-au aminte, și cred că mi-au aminte bine cu Dan, cu Dan Gherghina de la grădina lui Dan, foarte ok omul în ceea ce privește relația asta, adică intenția mea de a face răsaduri, m-am vorbit cu el la telefon și mi-a zis. Și chiar nu, eu sunt tipul de om care nu poartă ranchiună și trece repede peste niște chestii, dar totodată, chiar dacă nu mă las, știu și eu, mușcat de fund, aiurea mai ales. Vreau să spun că tot așa ca Marius de la Joanul Grindar a fost tipul care mi-a zis, băi, Viorele, cum te văd eu, cum te simt, nu ne cunoșteam decât la telefon. Și cred că prima discuție a fost, era undeva seara târziu, mi-au cam minte că eram întâlnitor la fiul cel mare, așa, eu cu memoria stau destul de bine așa. Și mi-a zis, cum te văd eu, a fost discuția despre ceva de flori. Bă, că cu florile mi se pare greu, că uite, m-am inspirat de la un vecin de aici și a zis, nu, nu-ți imaginezi, cu florile e mai ușor, pentru că acolo poți folosi și îngrășăminte, chimice. Da. Și mi-a zis, zice, la cum te văd, tu o să faci mare treabă, pentru că îmi simțea probabil, nu știu, aplombul. Și cred că la Dan am văzut și are perfectă dreptate la profit. Una e să iei cu leu de la răsat. Da, la una e mai mare profit. Ca să iei cu 10-20 de lei la unghiveci. Sunt de acord, să știi că mi-am făcut și eu socotel, fapt pentru care și eu m-am apucat de flori. Au știi că mi le-ai dat și tu palea, sunt tot aici în zona asta, sunt vii, o să le vezi, n-am apucat să le fac, dar nu fac probleme, că au condiții. Și o să fac pe parcurs, o să mă opresc în răsanță undeva unde să butășesc tot timpul. Da. Că dacă au căldură și condens, ar trebui să meargă, fiind în vegetație. Oricum, rădăcinile sunt, rămân viabile, nu e o problemă. Vreau să vă zic că a zis, bă, o să faci treabă, n-ai cum. Te simt, tu ai pasiune, tu o să faci treabă și ești organizat, mă rog. Și atunci, pur și simplu, m-am zis, băi, să fac eu răsaduri, mă. Bun, m-am apucat, am avut răsadurile de salată, după care mi-am făcut răsanță. Am făcut o răsanță... În atelier aia care mi-a arătat prima. Aia, în atelier pe care o desfințez acum. M-am apucat ieri de ea să o jumul, să-i dau scândurile jos, să-mi fac loc, că e singurul loc care mi-a mai rămas
să pot să pun și un birou, să-mi țin și o sculă, să mi le aranjez, cum îmi place mie să fie așa, la ca la fiecare. Și am zis, gata, fac grăsaduri de legume. Și am intrat alepe a urmări, deci le-am făcut vizualizări de am rupt. Și eu la fel. I-am rupt în două. Apropo că am aici într-un material că nu e nimeni dator cuiva. Dacă eu acum relatez chestia asta, nu mi-e nimeni dator mie. Asta e adevărat. Că am primit-o niște reproșuri când m-am ciondănit cu Dan pe o chestie, că vezi, Doamne, că sunt dator. Bă, eu sunt dator, eu recunosc niște chestii. Dar i-am plătit cu vârșini de sat. Prin ce? Prin faptul, prin vizualizări, prin urmă, prin ceea ce cel puțin emanăm, nu? Și eu, și el, și alții, că vrem să încurajăm chestia asta. Ca atare, lucrurile din punctul meu de vedere stau foarte așezate și eu recunosc că m-am inspirat tare. Și eu. Da, m-am inspirat, dar am mers foarte tare, mai mult decât cred unii, spre furnizor. Eu am luat legătura instant cu Silviu, cu patronul de la Semințe Plante, direct, pe Messenger, frumos, pe grup, am luat legătura, chiar se mirau unii că de ce îmi răspunde mie la telefon și că lor nu le răspunde și mai departe. Nu era problema mea. Da, am luat legătura, adică m-am dus către profesioniști, cu adevărat, adică să-mi asigur șanse de reușită când cumpăr semințele, când până la urmă un răsad cu șanse, cum îi spun eu, pleacă de la materialul genetic. Dacă tu iei soiuri și semințe culese de mamaie de prin curte și mai știu eu de jumute și care s-au degenerat și așa mai departe, nu faci treabă. Adică oricâte condiții asigur tu privind parametrii necesari, e greu să-ți iasă. Adică nu ești în față. Mi-am adus aminte de ce m-am apucat de răsaduri. Când am făcut răsadul de salată, inițial am căutat să cumpăr și am făcut socoteala. Răsadul de salată varză se știe, conopii, dar nu e foarte scump. Da. Nu știu, jonglează între 50 și 1 leu. Dar nu prea găsești. Nu prea găsești. Unde găseam, mi s-a cerut, nu mai rețin cât, 1 leu, nu mai știu cât, 75 de bani, 1 leu, nu mai știu de ce să vorbesc. Și de salată. Da, da, răsadul. Faptul care zice, stai mă, puțin, de să încerc eu, care e problema? Și atunci am hotărât. Zic, bă, gata, fac răsaduri. Așa am apucat de răsaduri, am intrat tare. Vreau să zic că am vrut să le fac și eu clasic, ca să profit de culturile clasice pe jos. N-am reușit, pentru că hernia mea de disc mi-a dat la joale 2 zile, am stat tăvălit. Când am început eu să încep să mut alveole, mi-am luat vreo 36 de alveole cu ardei, cu nu știu ce. Mi-am făcut o masă din țeavă, mi-am sudat eu în solar, să nu bag bani mulți, cu sârmă și peste aia am pus un agrotextil de ăsta ca să-mi țină, mi se lăsa. Am făcut tunel cu aerotermă, cu grade, de-aia, cu temporizator, cu telecomandă, 18 grade, până la 18 era minima. M-am chinuit. Zic, bă, fac. Și atunci m-am enervat, zic, gata, stop cadru. Și m-am apucat de mesele astea de cultură. Am chemat repede, m-am apucat prima dată de prima masă de acolo. Eu am venit dinspre nord, spre sud, așa am gândit, să pot lucra din partea asta. În primul solar în ăsta mi-am făcut un mini cort în jumatea lui. Acolo am făcut răsadul, am dus răsadul de salată și intenționam să fac răsanița. Deci era un cort în cort făcut pătrat frumos în jumătatea solarului, înconjurat de răzoare de aromatice. Pe jos. Nu. Puteți să-mi 2 mese, niște scaune, niște scânduri. Mai sus, adică. Păi nu pot să lucrez. Eu, pe mine, dacă mă ție a plecat, nu știu, o jumătate de oră, mai pierdut. Am apucat să fac masaia de cultură, m-am apucat de ea. Mi-am dat seama că pierd timp, pentru că nu făceam față să-mi și amenajez spațiul în care să fac, să cresc răsadurile și să și semăn, să studiez, să... Am dat comandă și eu, în fine, la Semințe Plante, mi-au venit semințe, tot ce mi-a trebuit și am chemat un băiat, cât mă costă să-mi faceți așa semințe, uite așa, 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 iară, m-am scormonit, scândură, polistiren, țeavă, am mers tot pe țeavă neferoasă, da, din material neferoasă, nu am probleme cu rugina, în timp, pentru că mi-am dat seama... Oricum ruginește și în timp. În timp, da, mai ales în pământ, am văzut unde stă în umiditate, mă rog, dacă ia aer, în fine. Și făceam, Nicu, o masă
Da, mi-a construit-o un plan cu răsadul din spatele meu, se construiau celelalte. Mai făceau o masă. Progresiv. Așa am muncit. Așa, și cu ce ai început? Și cu răsaduri? Când, da, și când ai început? Pe 12 ianuarie am semănat de la 15.30 într-o joi, mi-aduc aminte, am în calendar, am pe agenda, până a doua zi, deci toată noaptea, de la 15.30 până a doua zi la ora 10, am făcut să-mi și solarul mare, am făcut solesanța în jumate, frumoasă, așa, mi-am pus pe jumătatea solarului. Pentru că am zis că vin pe lângă cu niște mese, mă rog, după aia am scos-o cu 12 prieteni, ia pizza, ia sucul, să-i cinstești, să o trag de acolo, a tras-o mai încoace, a dat afară, mă rog. A venit primăvara între timp și n-a mai fost o problemă cu ea că am scos-o în atelier. Și ai semănat ardei, da? Și a semănat? Doamne, câți ardei? 7.740, mi-au cam aminte. Deci în toată perioada asta. De gras la și capie, nu? Gras, capia și iute. Am făcut așa. Gras, verde și roșu. Roșu nu mai pun, anul ăsta nu mai pun. Nu se caută așa. Nu se caută, nu. L-am dat pe tot că n-aveam mult, dar a mers și mai greu, mă rog. Deci am pus capia, gras verde, gras roșu, ardei iute, ăla aromatul ciorbadischi bulgărescu și arva duma iute. Și nu am pus, tot din neștiință, nu mi-a zis nimeni, mă rog, că de asta vă zic eu și... ar fi bine să nu, nu știu cum să zic, să nu mai judecăm la prima vedere, să știți că nu sunt mulți pe YouTube care spun totul. Adică trebuie să sapi puțin, să te duci în spate, să vezi, să extragi niște chestii. Ce ar vrea să spună, ce ar vrea să spună sau ce nu vor să spună, da. Și trebuie să afli. Indiferent cât de mult unul sau altul proclamă asta. Bă, eu bag, spun, nu. Vă spun eu și eu am argumente așa pe toate. N-am pus gogoșar. Și am greșit, pentru că am pierdut clienți. Adică mi-a venit client să ia tot și n-am vrut să le dau gogoșar. Cășara pe care anul ăsta, evident, nu o mai fac, am luat deja biharul. Bine, am luat și în toamnă atunci și mi-am pus mie niște gogoșari. Și așa au fost ardeii. Prin ce metodă? Că știm două, alu Marius cu geam și alu Bina cu creion. Eu le-am combinat. De exemplu, fac și pe geam, și pun, fac pe geam și de pe geam cu creionul. Eu nu sunt adeptul copierii unei chestii, dacă mie, de exemplu, eu nu semăn, da, să zicem că e creionul. O să vedeți că de mâine pe mine m-am apucat de semănături la ardei și la țelnă, probabil. Eu nu semăn să iau sămânță așa din farfurie. Cum face Dan, nu? Cum face Dan, de exemplu, pentru că lui așa e comod sau poate... Pe cum îi vine? Da, cum îi vine la fiecare. Da. El ia de aici, de pe, da. Și pune așa, da? Bun. Marius făcea cu geam. De exemplu, cu degetul împingea. Și cu degetul împingea. Ei, eu am combinat, adică dacă îmi pun pe geam sămânță, eu îmi țin mâna, am alveola în față, îmi țin mâna, geamul mi l-am tăiat pe dimensiune. Adică să-mi vină din partea, să pot să pun două rânduri. Pun și aici și în partea cealaltă. Și în față și în spate. Da, adică asta e geam. Am înțeles. Și vine pe alveolă și eu fac două rânduri odată fără să mișc. Că știi, și foarte mult la timp. Da. Cu mai tipicar așa. Și eu cum fac? Am mâna pusă aici, ca la lucru cu mouse-ul. Și eu pur și simplu fac așa. Am pus sămânța. Eu nu mișc mâna, nici doar încheietură. Față, spate, lateral, dau geamul, pac, pac, mișc mâna progresiv. Eu o mișcare de mână o am după ce am semănat deja 30 de semințe. Și câștigi timp. Da. Plus oboseala, de aici și nu știu ce. Bine, astea sunt amănunte, nu în asta constă succesul. Dacă ai idee. Așa am semănat, le-am băgat frumos, mi-am făcut rezistanță cu fir încălzitor, cu plexiglas, cu lumini, cu figuri, cu nu știu ce. Să nu trecem despre hibrizi care e semănat. Hibrizii am luat de la semințe plante și din ce am văzut la grădina lui Dan că a semănat. Silvestarul. Am pus silvestarul, freiul roșu, deci grasul, silvestar, grasul galben, dar verde. Da. Silvestar nemaipomenit. Ai mâncat. Da, dat. Prima dată. Da. Freiul roșu bun, am văzut la un client, dar a mers greu și ca răsad. După aia a pornit. Are o creștere mai încet. A pornit după aia, dar în fine. Red Pia, a mers de mai puțin și am mâncat. Da, capia, Red Pia. Și cele două ardei iute, Giorbadinski și Arvadul ăsta. Anul ăsta am luat și șalal, nu știu cum îi zice. Mi-am notat-o pe aici, că vreau să vă arăt și tabelul programărilor de însămânță. Asta urmează la perspective. Da, șaval, parcă îi zice. Ardei au fost primii. Dau cam aminte că pe 12 ianuarie i-am însămânțat, dă-i cu micorize,
că o să deschide, că l-am deschis cu tine nici acum. Și o să vezi că mi-a luat Prorutu iar, mi-a luat Simbio Grow. Sunt foarte... Adică, deja lecțiile sunt învățate, știi? Și mi-au cam minte că a venit căldura la un moment dat, i-aveam în răsadniță, nu știu dacă dăduseră două frunze adevărate, ca să vă zic primul șoc, așa. Va ieși lung materialul, dar lăsăm, că eu cred că ajută așa, ca să vedeți ca o poveste așa. Cred că o să fie cel mai lung al tău. Nu știu, care să fie, dar sper să nu știu. Întotdeauna ți-a reproșat că le faci prea scurte. Da, da, da. Ideea e că am plecat, îmi pusese ventilator deja, deci gândiți-vă că în ianuarie aveam ventilator pus din asta pe care am acum, undeva lângă răsanță sus, să-mi bată în plexiglasul ăsta ca să-mi răcorească aerul. În ianuarie, ventilator mare așa. Ideea aia nu mi-a dat-o nimeni. M-am gândit cum să fac. Deci n-avea nimeni tipul ăla de ventilator în solar care să-mi zică că cu ăla poți să răcorești. Nu zicea nimeni chestia asta. Să scazi temperatura și cum. Eu am văzut la Dan prima dată. Ce? Un ventilator când avea alt, așa. Cu picior, îl țineam cu colț. Da, eu mă refer la pus postat încât nu să-ți facă doar în solar să-ți elimine umiditatea. Să cobori temperatura. Da, da. Bine, au și frații Cristorel, că după aia am văzut și am urmărit, am început și urmăresc pe frații ăștia ardeleni, foarte ok, oamenii muncesc de rup. Și am plecat la antrenament cu cel mic, 2 ore de acasă. A dat soarele, n-avea monitorizări ca acum. Aveam eu și atunci stație cu senzor și mai departe, dar... aveam prize inteligente, dar nu foloseau, că nu se soarele pe... În fine, am venit acasă și când am intrat în solar și m-am zis la am înnebunit. Deci într-o boră jumate, ardeiul meu a început să se alungească. Da, da. M-am șocat, m-am speriat. Am avut repede legătura și cu Dan atunci și cu Titel, că l-am cunoscut prin el, cu Nache, cu băiatul ăsta isteț, muncitor de pe la Ogrezeni, cu un inginer Dragu de pe la Craiova, foarte ok, îți recomand, are multe filmulețe și așa, eu l-am găsit pe Facebook. E un băiat tot așa muncitor și toți trei m-au potolit. Bă, stai ușor că e regulă, nu e problemă, fă asta. A ridicat tale, am dat repede aer și gata. Ăla a fost cam momentul în care eu am prins curaj și mi-am dat seama că gata, știu despre a face răsadul un 70%. Șocul. Da, a fost șocul ăla invers. Eram ofticat, vreau să vă zic, cunoscătorii știți. Adică am avut șoc, eram supărat, nu se poate muncă, adică e pasiunea aia să-ți iasă. Asta a fost. Bun, după aia mă cred că pe 6 februarie am dat drumul la primele tomate. Rila. La tomate Rila, pe nu am făcut și în același timp Rila, Precos, Inimă de Bou și Primadona. Că le-am făcut toată serie, când fac serie, fac din toate câte... Și a mers mișto de tot, m-a încântat. E un răsat mișto așa, roșia, o vezi cum... Da, aromatice, am început să-mi fac busuioc, țelină, n-am pus țelină, atunci n-am avut țelină. N-am, știu că se caută țelină, nu știam. Să fac diferența foarte tare de țelină de căpățână, țelină de frunze. Și am avut ceva ungureț, mă, Gheor, nu știu cum zice la sămânța aia. Ca și pătrunjelul. Da, da, da. Și am semănat în solarul mic și după aia am repicat câteva, dar n-a fost ce trebuie. Și pătrunjelul își dă frunze și dă... Da, 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 așa știu. În fine, anul ăsta am luat mentor. O să fie bine, zic eu. Și a mers bine, a mers bine. Pas cu pas, mesele s-au construit, eu le-am umplut. Ai început să postezi și pe YouTube? Nu, pe YouTube am postat că aveam filmulețele. Da, pe TikTok. Făceam la mese și mă ajuta un nepot, prietenul nepoatei mele și plus față de ce zicea fiul meu cel mare, tati, fă YouTube, te pe YouTube, te pe TikTok. Eu nu voiam, adică, băi, ce lasă-mă, mă, numai mai muțăre, numai prostii, numai, nu, eram împotriva așa. Și m-a putut mai aminte băiatul ăsta la cap, cred că 3 ore, într-o după amiază, faceți TikTok, că știți să vorbiți, că oamenii înțeleg, că e altceva. Bă, lăsați-mă în pace că nu fac. Fii mea mai tati, fac. Păi, zic, păi de ce mă, că uite, sunt oameni care arată și zice, nu, în plus, nu contează. Păi unii te înțeleg pe tine mai bine, unii... Da, da. A, în fine, în noaptea aia, la studiu, că studiez noaptea, zic, ia mă, și mi-am făcut cont de TikTok. Vreau să vă zic că am postat filmuleț, l-am și pe YouTube, l-am pus ăla în care mi-am făcut singur filmulețul ăla în care cu sinceritate spun și o să o zic mereu,
Dacă îmi spunea cineva, acum nu știu cât timp că o să fac asta, ziceam că e... Și vreau să vă zic că ușor, ușor am mai filmat, mi-a plăcut, dar pe TikTok. Aveam canal de YouTube, mă înregistrasem eu cu nume și cu așa, cred că cu vreun an înainte, dar nu am postul, nu m-am gândit să postez pe YouTube. Și eu sunt împotriva câștigurilor, cum sunt considerate generația nouă, efemere, așa să te rup. Deci nu m-am gândit vreodată și nici acum nu mă gândesc, pentru că eu am altă formare, așa. Și vreau să zic că în 3 zile aveam 2000 de urmăritori pe TikTok. Fapt care pe mine adică m-a lovit. Zic, bă, ce se întâmplă? Pe TikTok, unde TikTok-ul știu că e de list pagini, rapid, da? Bă, și la 1000 de, parcă la 1000 de urmăritori, acolo poți să faci live. Sau la 3000, nu mai știu, oricum am făcut, încât am dat drumul live. Și ce am făcut în live? Prima dată am făcut serialul ăsta pe care l-am început aici. De ce? Pentru că pe TikTok n-a rămas. Că probabil dacă rămânea nu-l făceam și pentru YouTube. Și am făcut serialul ăsta, am ajuns repede la vreo 6-7 mii de urmărituri, acum am vreo 1900, dar în stagnare, că nu mai postez foarte des pe TikTok decât filmulețe scurte. Și la YouTube am ajuns, că asta am zis de YouTube, ulterior, cred că prin aprilie am început să postez des. Erau deja răsadurile mari. Da, aveam curaj, lucram, artam din ele. Prinsesem curaj, ce să nu aveam masă verde. Ai văzut că te-ai uitat pe ele după aia. Și după aia m-am apucat de YouTube. Dar pe YouTube tot așa. N-am editat, n-am... eram obișnuit de pe TikTok. Ulterior am început, zic, stai puțin că e mai avantajos YouTube-ul, pentru că odată că oamenii merg mai repede spre nișa asta căutând pe YouTube, și a doua îmi permitea să nu stau stresat de timp. Ca pe TikTok, 10 minute maxim filmulețul, nu știu ce să zici, așa, lasă, să curgă, e greu la încărcare, că se încarcă mai greu. Sau la editare. De asta, ușor, ușor, cred că o să fac și eu live-ul mai mult, că la live, chiar dacă rămâne folderul live și trebuie căutat acolo, nu mai editezi. Ăla e. Iar eu n-am lucruri de ascuns ca să zici că trebuie să editezi neapărat ceva. Așa am ajuns, că m-ai întrebat cu răsaduri. Și am început și a mers bine. Nu știu dacă vrei să mă întreb, dar am făcut pagina de Facebook. Înțelegi? Mi-am făcut din pagina... Zi. Nu, că ajungem și acolo, la marketing. Așa, și ai început cu răsadurile. Înțeleg că ai fost om orchestră, tu le făceai pe toate. Tot? Păi și acum fac tot. Deci tu plantai, tu repicai, tot, tu dai, tot. Tu îngrijeai, tu aveam sprijin, tratai. Aveam sprijin pe un put alveole, adică prindeam nepoții, fiș, pac, le dădeam de o pizza, de ceva și băi, veniți să ajutați să mă mâncava și că sunt multe. Fiind umiditate, îmi permiteam. Dar și aici o problemă. De exemplu, acum consider că nu e bine să ți le umpli cu foarte mult timp înainte, multe. Pentru că se usucă turmanele. Da, și greu să hidratează. Greu de tot, mai ales turba. Indiferent de turbă. Da, chiar dacă unii... Spun că doar una. Da, chechila. Da, eu, de exemplu, am chechila. Eu cu chechila am lucrat. Și am luat un sac mare de 300 de litri sau cutare anul trecut și mie mi-ajunge nu știu cât ieri. Da, da. Dacă îl închizi la gură, nu l-aș deschis, evident. Dar în alveole se usca. Deci acolo aveam sprijin, am spus-o cu mesele, mi l-a construit tipul ăsta foarte săritor, cred că l-am pus printr-un filmuleț două, ok omul, vecin pe aici. Și plantatul semințelor singur. Semănatul semințelor l-am făcut strict singur, l-am lăsat pe Fimiu și pe nepot doar să încerce și ei. Dar acele alveole n-au plecat în circuit, pentru că mie nu mi-au plăcut. De ce? Pentru că au fost vizibili, nu le vedeam eu că nu sunt cum le-am făcut eu. Adică, și n-am riscat, le-am dat deoparte, mi le-am și făcut. Și repicatul tot singur? Singur, totul. Problema e că în îndrăzneala mea și în încrederea asta pe care o am în mine de fel... În nebunie. Da, nebunia ca asta... Ca nebunie. Da. Am exagerat. Adică am făcut 30.000 de răsaduri. Așa mi-am programat, am ajuns în vreo 35, dacă le număr pe toate, sunt vreo 40.000. În total? În total. Ceea ce a speriat pe cei care, știu și eu, îmi spuseseră, bă, vezi că așa, începe ușor. Aici eu sunt de acord cu ei când spun că trebuie să ai o creștere lentă, dar totodată vreau să arăt că se poate și cu nebunie. Dacă simți că stăpânești domeniul, poți să riști. Eu risc și anul ăsta. Anul ăsta tot așa mi s-a zis, băi, crești lent, 10-20%. Nu, tată, eu dublez anul ăsta. Deci eu dublez, eu mă duc către 60.000 de răsaduri. Nu stau la discuție, adică tot muncesc, tot fac, tot, da?
Și nu vreau să mai primim să trăiesc rușinea de în sezonul trecut în care au noastră răsaduri. Adică 7 zile m-au curățat de răsaduri și au revenit unii grădinari să mai ia pentru vecina mai departe și după 5 zile de la prima vizită, să zic așa, au uitat în sfârșit și au zis, nu mai erau. Ce se întâmplă? Și ce am făcut? A fost mișto așa, a fost foarte interesant pentru că s-a început greu la noi aici în Argeș cu căștii, cu plantarea. Plantează în solarii, cum dau eu drumul acum, plantează cei care cunosc să le dea o protecție la momentul dacă vine un fric, să le mai învelească suplimentar, să bagi o aerotermă. Ce să planteze prima dată. Da. Și nu vreau să mai pățesc pentru că ei mi-au creat, eu aveam serii. Dar a fost un moment în care au venit de la 1 mai în weekendul la liber și mai departe, m-au rupt în 2 în 7 zile, deci nu mai stă, deci plicam la 10 seara, zice că m-a bătut cineva. Eu sunt un tip rezistent de fel. Și soția săracă, la un moment dat 2 zile m-a ajutat să vând, a înțeles povestea. Și spunea, bă, uite, spui despre precoscăria așa, 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 despre brila, despre asta. Eu mă auzeam din solar, că e casa aproape, dar a stat lângă mine la 2-3 clienți și m-a sprijinit. Nu mai puteam, deci n-am la toaletă. Deci e mai greu să vinzi decât să produci. Foarte greu. Deci nu e ușor. Nu știu dacă e mai greu ca aia, dar e greu, pentru că trebuie să stai. Într-un timp scurt. Nici la piață a venit omul, ia cât, ia 10, ia de acolo. Pac, nu zic că la piață e ușor. Ia acolo, ia acolo, ia acolo. Cam asta a fost. Întreabă-mă acum despre marketing, parcă ce. Dar cum ai reușit să te promovezi, să vinzi atâtea fire de răsaduri? Aici întrebarea vine oportun, pentru că ulterior plecării mine și către social media, media socială asta, unii consideră că YouTube-ul face reclamă. E fals, total fals, total fals. YouTube-ul nu face reclamă. YouTube-ul este un canal internațional de media socială care te aruncă în a expune informații și a învăța unul și altul. Dar YouTube-ul nu este pe zonă, de exemplu, cum lucrează Facebook-ul și TikTok-ul, am înțeles ulterior. Eu ce am făcut? Mi-am dat seama că Facebook-ul propagă reclamele, contra cost evident. Da. Și am plătit, dacă nu mă înșel, 7 lei pe zi și făceam calupuri de publicitate. Mi-a făcut o pagină geamănă a astea. I-am zis, răsaduri de legume la producător și se fărește tare, nu știu, cu cea genul. Până să vină ideea să ferma lui Ursache, cu tare, cu logo, cu denumire. Și am făcut pe Facebook chestia asta. Am făcut pagina asta, am început să relatez, m-am mai băgat într-o pagină de asta locală cu susțineți producătorii și așa mai departe, care nu prea am fost de acord că eram, mă rog, mai ambalgat, după care m-am ascultat la mine și au schimbat denumirea, care să fie producători de toată țara, mă rog. Facebook-ul m-a ajutat, dacă mă întreb de marketing. TikTok-ul, că l-am făcut și bă, ăla merge pe zonă. Am constatat și eu acum vreo o lună, două, când am fost la Bacău și am constatat că mi-intră următorul noi din zona aia. Da. Da, n-am știut că TikTok-ul, de exemplu, îți intră pe zonă prima dată, îți ia și bagă în flux filmulețele. Asta a fost. La piață ai fost? La piață am luat o lună de zile masă în piață. Pe bani nu se vând neapărat, pentru că mie era foarte incomod. Eu neavând dubă, neavând... clientelă formată. Să te faci cunoscut. M-am dus cu cărți de vizită. Mi-am făcut cărți de vizită. Fără să mă învețe nimeni, atenție. Cărți de vizită le-am făcut singur în momentul în care mi-am dat seama că trebuie să mi-aduc clienții acasă, să pot să dau la un preț mai bun și să fie un echilibru. La piață am avut probleme cu unul, doi producători vehemenți, așa, ce, bă, Vitul cu hibrizi, o prostie. O să fac un material, probabil tot așa cu tine să mă ajuți, despre hibrid soi. Deci nu, adică ce bă că hibrizii se cresc greu și mă uitam la ei, nu venea să cred. Adică încă sunt producători care pe setea asta a românului de a face profit. Nu de a face profit, pe setea românului grădinar de a cultiva și mânca soi ca la mama, ca la bunica acasă, ca la, înțelegi? Da. Profită și alimentează greșit chestia asta. Niciodată nu o să crești tu un soi mai ușor decât pe un hibrid. Este total fals, pentru că hibridul este științific, să zic așa, nu știu cum să-i spun, setat, da? Organizat să scoată
două valențe din două soiuri, da? Două calități. E un copil care provine de la doi părinți. Exact. Ceea la ce... mai mulți părinți. Da, la mai mulți, dacă stăm să gândim. Am văzut un material tot la grădina lui Dan cu Zoli Folfedi. Așa, și pe Zoli Folfedi. Așa, care explică cum se produce un hibrid. Da, nu e greu să înțelegi dacă vrei, dar nu... și Zoli Folfedi m-a încurajat și am vorbit cu el. Tot așa se mira altcineva. Ce, bă, ții legătura, dar, mă rog, mie mi se pare așa, dar de ce să nu ții legătura cu oricine până la urmă? Da. Că de ce mie îmi răspund și că... nu dau nume, vezi, da? Și vreau să zic că am avut un gust amar în piață, așa, știi? În primul rând că noi nu avem piețe dezvoltate pentru creșterea de răsaduri, de plante. Gândește-te că eu pierdeam, nu duceam cantități, duceam alveole de două din fiecare și cu... Am avut idee că mă întreb de marketing să vedem filmulețe și să o fac la fel, decât că o să le fac plastifiate de data asta, cu planșetă, cu roșia, poza, Precos, Rila, Primadonna, castravetele și scriam acolo, Precos, Rila, da, da. Plus logo, că mi-am ieșit de logo după aia. Și am avut probleme pentru că se alungeau plantele în piață, nu erau udate, nu înțelegea vânzător când îmi vedea, ziceam, bă, dă carte de vizită. Păi de ce că a cumpărat? Păi tocmai că a cumpărat ăla, se ducea acasă și le întreabă vecinul. De unde l-a lăsat mișto, de unde l-a luat? Din piață. Prima pe stânga, prima pe dreapta, aiurea. Așa scoate carte, uite bă, numărul, sună-l pe om. La piață trebuia să pun un preț mai mare, am pus cu 2 lei ca să... Scoși, da, poate. Ei, inițial am pus 2 lei prețul, l-am spus la 1,80 și pe aia la 1,50. Am dat anunț pe Facebook, au venit oameni și pe WhatsApp, cei care le-au apucaseră, le-am dat diferența. Și au mirat și, domnule, așa ceva n-am văzut. Nu știu, domnule, eu așa. Le-ai dat diferența pe cuvântul mare. Păi, da, dacă că există nu... unul care să zică că nu e așa, mint eu. Păi le-am dat diferența înapoi. Le-am dat în bani sau în răsaduri, că au mai luat răsaduri. Eu așa sunt de principiu ăsta, să fii corect cu toți, pentru că la un moment dat tu cumpărai de la mine azi cu 2 lei, mâine venea frate, tu dau un exemplu, și lua cu 1,50 lei. Păi zice, bă, mie bulangiul ăla mi-a dat cu 2 lei, știi? Așa am pornit marketingul, l-am combinat cu cărți de vizită, cu planșele alea, cu pagina de Facebook, TikTok-ul, dar nu anunțam, adică nu ziceam pe TikTok, vând nu știu ce sau nu, pur și simplu postam, știi? Facebook-ul iară pe zonă, am pus 80 km iar și ca dovadă că mi-au venit clienți de la București, de la Bolt, din Curtea de Argeș, din Mușcel, încolo, aproape de Brucăr, Teleorman, mi-au venit de peste cam care intră în raza asta. Da, da. Dar nu YouTube. YouTube-ul l-am făcut târziu. YouTube-ul nu e de reclamă, e o vrăjeală. YouTube-ul e de crezut că faci 70 de milioane de vizualizări și te umpli de bani. O nebunie, deci e o vrăjeală cruntă și o să se convingă toți de chestia asta. Nu, YouTube-ul e pur și simplu de a relata, de a arăta ceva. A, faci bani pe YouTube, dacă te mai muțărești, te hăituiești non-stop, scandal. Te dezbraci, ți arăți nurii, scandal sau nu știu ce, VIP-uri invizi tu și faci podcast-uri și așa mai departe. Dar e departe de nișa asta să facă cineva să creadă că se îmbogățește. Cine crede asta este într-o eroare și se va demonstra la fiecare parte. Asta cu marketingul. Am mai avut cu marketingul, mi-am făcut bannere. Tot în urma unei provocări. Aici la stradă e un tip și a făcut o fitofarmacie, un băiat tânăr foarte ok cu care eu începusem o colaborare, adică i-am zis, bă, uite așa vin și de lângă sadurile mele, facem să-ți rămână și ție, nu știu ce. Eu m-am dus, mi-am luat ceva de producător, probabil vrei să mă întrebi pentru că a trebuit să stau în față cu chestia asta pe banere ca să ajung cum l-am făcut de fapt. Scrie, serie și... Serie și aia, da, dar vreau să zic acum cum am ajuns. Tipul ăsta, un băiat foarte ok, a început o colaborare și cu încă o producătoare de răsaduri de prin Olt, de la limita județului Argeș cu Oltul. Tot așa nu dau nume. Vreau să vă zic că eu, într-o discuție acolo, fără să știu ce combinații, mai departe am văzut răsadurile și am văzut tomate în 70, în alveole cu 70 celule. Eu, novice fiind, am întrebat, doamne, vă spărați, dar ce-i cu astea, că nu merg, tomata greu să o crește. Păi de ce? Păi uite, fac și eu așa, ești fraier, o să vezi tu, sunt proști, nici nu știu România. Adică pe față îmi spunea, neștiind exact că eu să intru foarte tare în chestia asta. Vreau să vă zic că pur și simplu m-am șocat, am plecat, mi-a rămas în memorie discuția, ulterior, băiatul ăsta mi-a cerut niște fotografii cu răsadurile, cu insular, frumos, au văzut toate.
Am venit la mine niște prieteni și au sezizat. Au intrat în magazin? Nu. Au intrat în magazin, știau pe fotografie că ăsta anunțase. O să vândă saduri de la ferma lui Ursache, îmi dăduse mie deja, nu mai știu ce. Și a zis ăstuia, băi, numai puțin, astea nu sunt lăsaduri de acolo. Bă, da, domne, că nu știu ce. Ce se întâmplase? Tipa respectivă se usese cu alveole, cu lăsaduri. Eu nu le scosese din solar. Eu nu le-am scos până n-a fost timp ok. Eu am refuzat clienți. M-am refuzat, primul client s-a supărat și a revenit la mine și mi-a trimis și, așa l-am, primul client. Mesaj de sărbători acum. Și îl sun pe ăsta, îi zic, bă, ce se întâmplă? Ai fotografiile mele și vinzi altceva. Vinzi cu cine vrei, că am zis greșit inițial, că am eu, bă, poți să colaborezi și cu cine vrei, cu 300, dar nu cu poze cu munca mea. Înțelegi ce zic? Adică eu aveam lăsat de tun, alea erau mai lungit, în 70 tâcă. A șters pozele, i-am zis ștergele, momentul în care m-am enervat. Și atunci am urcat în mașină și am luat-o pe arterea asta principală și m-am dus exact la o familie de care ziceau unii, bă, că sunt vnoși, că sunt mai în vârstă, nu te lasă să pui, să nu știu, față în față cu asta. Adică am devenit concurent acelei doamne, să zic așa, acestui magazin, care oricum a vândut mai scump ca mine, cu 2 lei. Și mi-a pus bannere acolo, am două bannere, tu le vezi când treci. Așa am făcut, cam asta a fost marketingul mare. Și ai vândut tot. Am ras, în 7 zile am rămas înmărmurit, am ras, după care și-au revenit seriile cele mai micuțe, am venit cu ele și am reușit să duc așa. Deja aveai o reclamă făcută. Veneau oamenii, vreau să spun că din TikTok, primii mei clienți a fost tipul ăsta, un domn, nu mai știu cum chema, nu-i dau numele, că poate se supără dacă vede, luase niște rila de pe la Drobeta, în partea aia. Zi, e o chestie așa cu fac ăștia legume multe. Mai zbiceri? Nu, mai în dreapta, în fine, nu mai știu. La Severin, nu știu pe unde, și a venit și la mine seara, pentru că inițial m-a sunat și a zis, doamne, nu-ți dau, eu le am, le am la 10-12 cm, ele nu se iau după înălțime, dar eu le-am calculat să iasă la jumatea lui aprilie, cum se plantează în Argeș. Nu, domne, că nu vrei să-mi dai. Mă duc și du-te, domne, zic, nu nicio problemă. Nu vândesc niciun răsad, adică altul ca mine poate zice, oh, mamă, fac 2 lei acum pe 20 de lei pe 10 răsade. A plecat și a revenit. A fost primul meu client. A luat precos de pe acolo și a vrut să ia și de la mine să le compare. Eu l-am rugat atunci să-mi spună, l-a luat mai ieftin, cam cu un leu 50 sau un leu, nu mai știu. N-a comentat la preț, le-a văzut că sunt ok, mi-a zis, da, domne, știe ce trebuie, dar vreau să ajut la dumneata să fac comparația, ca să știu la anul. L-am rugat să-mi dea feedback, nu mi-a dat feedback, singurul feedback, repet, e ăsta, că mi-a trimis mesaj, ceea ce înseamnă că e un feedback pozitiv, așa îl percep, nu? Că dacă nu era mulțumit, mai stătea cea aminte de Nea Caisă, care vinde trei răsaduri la Valea Mare. A fost bun feedback-ul. Apoi pe Facebook eu am relatat și o să puteți vedea că i-am dat numele ulterior și pagina de Facebook Ferma lui Ursache, feedback de la grădinari. Adică am rămas eu în mărmurii ce hibrizi. Crescuți în parametri, crescuți cu pasiune. Mă umpleam de plăcere fiecare zi în alea zile care veneau și cumpărau că plecau zâmbind oamenii. E o senzație mișto, știi? Cam asta cu marketingul. Prima zi au venit, nu știu, dau un exemplu, 50 de clienți, a doua zi mi-au venit 150. Exponențial. Da, a crescut exponențial. A treia zi, 400 și mai departe, adică am vândut foarte repede. Media de vânzare la mine, la grădinari, este cam între, nu știu cum să zic, 70 și 150 de fire de lăsaduri, cam așa. Am avut și două microferme, au luat de la mine 300, 500, 1000 de fire. Sunt de vară. Solarii mici la noi în zonă. Și... Da. Și fermele mai măricele, adică care vând legume așa și cam fac răsadurile. Da. Da, acolo țintesc eu, la grădinarul de rând. Bucuros așa, că n-ai, vezi că vin, că bine, că ai făcut, că avem și noi în zonă, că uite, că nu mai știu de unde să luăm, că... Și nu știu ce e. Da, ce e. A fost mișto. E ok marketingul. Anul ăsta o să-l continuăm. O să bag așa pe Facebook, bannerele am, nu le modific. Eu pe bannere ulterior am pus și prețul, ca să nu să fie clar, să fie pe lângă informațiile despre care vorbeam, fără de care eu n-am dat verde firmei de publicitate care mi-a făcut bannerele să le tipărească, respectiv numărul atestatului și numărul de înregistrare a chitanțelor pentru taxa de publicitate de la primărie, pentru că multă lume nu știe că n-avem voie să ne facem reclamă. Da, este ilegal să spui chiar la tine în curte un banner cu o reclamă a unor produse. Multă lume nu cunoaște asta, nici eu n-am cunoscut, am aflat. Și vreau să zic că mai mult decât pe versul acelui
banner, am deja prețul gândit de anul trecut pentru asta, 1,80 lei să cresc, dar 90% sunt totală să nu-l cresc. Cu ocazia asta și anul, să zic așa, oricum o să trec eu pe Facebook. Cu evidentul risc de a nu face profit mare, să scot foarte mult, consider că e bine să mai stau un an de zile pe 1,50 lei, să atrag oamenii să înțeleagă că poți să iei la preț mai mic decât în piață lucruri de calitate. Asta pe marketing. Evident. Întreabă-mă, pe marketing cam asta e. Deci primul an a fost de răsaduri fără flori. Fără flori, da. Și apoi... Cum ți-a venit ideea cu florile? Cu florile mi-a venit ideea, mi-au venit foarte multe cliente și clienți bărbați. Mi-am aduc aminte acum, fac o paranteză, un tip mai înalt ca tine, folii mai mare așa, de pe la Mioveni, a venit de 3 ori. Și a venit prima dată, a venit prima dată, cred că cu mama dumnealui. A luat răsaduri, a plecat, a venit iar la vreo 2 zile cu o mătușă. Iar a venit la 2 zile cu o vecină și cu un vecin. A treia oară, țin minte că eram undeva în jumătatea solarului, era în ușă, dumnealui mare cătuș așa. Sunt și eu mare, dar era mare, domnule, mare, Nicule. Zice, auziți? Zice, da, ziceți. Eu căutam pe acolo să-i servesc. Să le dau alveole. Eu bag oamenii în solar, nu-i țin la ușă, să ce e aia. Lasă-l, bă, să intre, că eu trebuie să fiu atent la dăunători, încât că nu sculturi. Să zici că ți-aduce boli, da, știi? Da, da. Tu le dai, pleacă răsadul. Ai un tratament preventiv deja, le dai niște chestii, da, cu micorizele, cu tot ce dai tu. Și vreau să vă zic că zice, nu știu ce faci la anul, dar la anul e bătaie. Păi de ce, domne, să iau bătaie? Eu râzând așa. Mie nefiind un frică de bătaie, că am mai luat și tu vorba aia, nu e problemă. Sunt obișnuit. Dom'le, la anul nu știu ce faci, dar dacă n-ai să ne dai răsaduri mie, lui mama, că de asta știu de mătușa, mătușa și la toți vecinii, în condițiile în care peste drum avem un băiat care face răsaduri, adică te lovezi niște chestii, știi, rămâi bomba așa, știi? Noi te batem, domne. Domne, păi dacă nu mai fac, am eu vorba aia, mă apuc și fac avernul, poate nu mai fac răsaduri. Că eu nu trebuie să fac răsaduri toată viața, nu? Nu, faci răsaduri. Și asta ca apropo, revenind la flori, veneau grădinarii și cu doamnele cliente în special, domnule, dar flori, să uitau așa în sus, domnule, dar flori, de ce n-ai? Eu prima dată n-am înțeles, flori, am, domnule, până la curte. Zice, nu, flori, să vinzi flori. Domnule, nu m-am gândit. Mi-a zis, una, mâine, da. Păi să știi că e o idee, știi? Și am început iar să fac vizualizări la promotorii de producători agricoli și să caut cum, știi? Și eu n-am plecat doar pe abutășii, am făcut și mijuma. Și semințe. Și semințe mi-am făcut și butășire și cumpărat butăși. Răsad. Da, cumpărat răsad. Nici acum, mai am care m-a pierdut ceva din el pentru că n-am apucat să-l repic. Dar nu e o problemă. Eu cu răsadurile sunt pe masă, florile le fac adiacent să văd dacă merge și să am să dau 3 mușcate, 3 petunii, 2 panseluțe clientelor. Că solicită. La un preț evident sub tot ce va fi în zonă. Eu vreau să mor cu prețul în sensul în care vreau să întorc respectul ăsta către grădinari, că bat drumul pe ulițele astea la mine și vin și cumpără cu încredere. Am un feedback bun așa, e ok. Cam asta cu florile. Nu o să mă alunc în multe feluri de flori, nu o să mă alunc să-l fac în fiecare sezon. Eu zic că dacă reușesc să vând, nu știu, mi-am propus așa, inițial să fac 5.000, tot așa bombă. Mi-am dat seama că nu, trebuie să exagerez și că nu aș face față, să văd răsadurile de legume. Probabil, zic eu, că am șanse să ies cu vreo 1.500 de flori viabile, frumoase, așa. Probabil, nu știu ce se va întâmpla. Pentru că e, na, risc și la răsadurile de legume. Vine o vigilie și nea și casă, da, nu știu. Da, da. Rămân anchilozat o săptămână, s-a terminat. Nu știu ce voi face, ideea e că dacă reușesc să vând 1.000 de flori, ar fi mare chestie. Adică mi-aș scoate și pierderile, despre asta e vorba. Repet, la un preț sub tot ce va fi în zonă. Pentru început. Da, după aia mai vedem. Oricum, răsadă de legume vor fi baza, pentru că s-a dovedit că am nimerit nișa. Adică s-a dovedit că oamenii nu cumpără doar prostii, cum am crezut eu și am și un videoclip greșit, dar l-am lăsat, că după aia am revenit, m-am dus prin pietre și mi-am dat seama.
Nu, oamenii dacă găsesc calitate undeva, cumpără calitate. Adică nu mai stau să se uite nici la... Acum am clienți, cum ești tu, care mi-au zis, băi, Viorele, ce 1,50 lei, mă, du-te în 2 lei, lejer. Nu-i bagă seama pe producătorii care vor să rămână și să mă aducă cu prețul la prețul lor ca să nu piardă clienți. Pe aia nu-i bagă seama. Îi lasă în pace, îi ascult și îi lasă în pace. Dar am zis că nu e cazul. Rămân într-un 1,50 lei și vedem. Vedem ce se întâmplă, știi? Da. La 1,50 lei e greu. E chiar dacă cel mai căutat hibrid este Rila și bulgărescu și e mai ieftin ca sămânță, e greu să scoți foarte, nu știu, profit, adică să creadă cineva că te... Dar nu ești pierdere dacă vinzi. Dar cu prima dona nu poți să te duci într-un 1,50 lei. Nu, prima dona, anul trecut am avut 1,000, l-am dat cu 1,50 lei doar pentru faptul că l-am primit Moca. Adică l-am primit în urma unei discuții contradictorii cu cei de la care mi-au dat turba, să le dau nume, unde eu am reclamat o chestie și le-am zis, bă, nu e ok, ce, nu e regulă. Și oamenii au înțeles și mi-au trimis, mă rog, un balot în plus și mi-au ajutat, promovați-ne și nouă prima dona. Din ce am înțeles, n-am studiat foarte tare, prima dona a avut ceva probleme cu câțiva ani, nu am citit foarte tare, dar vom vedea ce va fi cu ea. Eu am dat la 1,50 lei, repet, pentru că e la Moca. Dar la ce preț e acum? La 2000 de fire cu banii jos, adică mi-am cumpărat. Sub 2,50 lei n-ai cum să-l dai. Sămânța scumpă față de Rila. Da. Eu, e singurul hibrid mai scump pe care îl aleg pentru vânzare, în cantitate mică, pentru pretențioși. Și pentru cei care mi-au dat feedback-ul bun. Adică, din grădinarii care au luat, vor. Au zis, bă, poți să-l faci și 35 lei, noi luăm, mie îmi dai 20 de fire. Eu, de exemplu, nu am pus niciodată prima dona, anul ăsta o să pun. Pui de la mine, da. Da. E bună, e ok. Am eu un filmuleț la Denis, la băiatul ăla, la Păiana, la noi. Nu, no, e ok. Ce-a pus cu copilul la 40 de metri? Am văzut, da. Îl poate mergi cu mine odată. Bă, eu, da, nu, pe mine mă încântă, mai ales tinerii. Pe TikTok, chiar, mulți tineri din afară, care vor să revină. Eu asta spun, că dacă eu am reușit, asta ca o concluzie activității, dacă vrei, până mă mai întreb ceva, ca să știu dacă... Nu, că deja am început să trecem la partea a doua. La partea a doua, la ce vreau să fac. Da. Hai să fac așa, ca militarește, ca să înțelegeți. APA, îi spune analiza post-acțiune, la care eu, ca fost instructor militar, sau care instructor militar, atingeam trei chestii. Ce am avut de gând, ce mi-am plănuit să fac, cum să fac și unde să ajung, ce am făcut și ce a ieșit. Ulterior, ce ai de gând să faci, să îmbunătățești sau nu, să lași așa. Eu mi-am propus să fac răsaduri, dacă încep la răsaduri, că cu culturile e clar. Și mi-a ieșit. Am învățat că trebuie să fac și gogoșar și să fiu mai atent, nu știu, să zic la ce înseamnă planificarea seriilor. Și pentru asta vă și arăt. Deja eu am tabele cu perioade, da? Din ianuarie, din decembrie am pus eu, da, doar ca pregătiri, până în iunie să tot fac serii de răsaduri și în iunie o să fac pentru cultura a doua, dar mai puține, pe care îmi notez. Prima serie deja e creionată cu pixul. Și la ce am mai umblat eu? Pe semințe n-am schimbat, pentru că eu consider că dacă e o rețetă care merge, n-ai de ce să o modifici, nu? Așa, am luat și gogoșar, am mai luat un hibrid de ardei, șavalul ăla, măsa mare, cum îi zice, șalal, sau cum îi zice? Iute. Iute, da. Țelina de căpățel, am luat Mentor, am luat hibrid consacrat. Ce schimbări am mai făcut? La tomata mare, cum tot e iubită de români, tomata mare, împotriva căreia nu sunt împotrivă. Că am avut un măritor care imediat, pe ce, domnule, dacă iubesc, înseamnă că poți să fie. Nu, domnule, poți să faci tomata cât roata calului. Eu spun că nu consider că asta e cel mai important. Gustul, mărimea, forma, astea sunt chestii pe care fiecare le percepe în felul lui. Nu poți să zici că aia e cea mai bună sau că... Și pe lângă soiul, că eu am luat soiul la de tomată mare, pentru că hibrizi sunt foarte scump. Am băgat lacrimile fecioarei pe lângă inimă de bun. În rest merg pe precoz, puțin, nu mai fac mult, pentru că o să-l recomand mai mult celor cu solarii,
sau care au posibilitatea în grădină să-și protejeze cât de cât cultura de tomate timpurii, da, semi-timpurii, că e cam timpurie, că e extra, dar nu e foarte extra. Peșerii, anul ăsta am ales să fac tombolinul ăsta că e verificat de mine. Nu fac galbene, nu fac negre, nu fac maro, nu fac roz, înțelegi? Da. Pentru că am gustat și sunt mai mult mofturi. Nu, e așa în par, știi? N-au un brix. Au brixul mai mare decât procentul de zahăr din lichide, da, mai mare decât tomata clasică, că sunt sherry. Dar ăsta am ales și prunișoară să fac. Uite că v-am făcut modificări, da, nu dau seama. Oceanul, ai zis că ai luat, da? Oceanul, da. Oceanul ăsta, da. De principiu, la vânzare merge foarte tare Riela. Și inimă de bou. Deci a mers inimă de bou de a rupt. Pentru că l-a luat de acasă. De exemplu, la piață, inima de bou, lăsat de inima de bou, e urât. E ca o urzicuță, așa e. Nu. Și lacrima fecioară, la fel. Da. Nu prea îmi plac mie chestiile astea. Nu e așa viguros, nu... Dar, având mesele astea de cultură, e un mare avantaj. Pentru că ele stau frumos organizate și... Eu le-am în monitorizare permanentă, fi la nivelul de 1,20 m, așa, le vezi, le irisești, le miști, le... Cam asta în mare. Eu cred că o să fie bine. Dacă nu, asta e. Pot fi și probleme. Vedem. În primul rând, deja eu consider că e o problemă vreme. Suntem, uite, în ianuarie și noi n-am avut ceruri. Într-o toamnă prelungită. Nu e în regulă, că ne putem trezi la sfârșitul ianuarie până prin martie, iarăși, poate începutul aprilie, cu niște două zăpezi puternice care să-ți facă probleme la structuri, să zic, da? Bine, aici poți evita, pui niște ștacheni, niște stâlpi, eu chiar o să-mi calculez, să-mi ranforsez, dar mai mult de atât cu frigul, știi? E nu delicat. O să stea zăpadă aici la tine, de ce? Da, e căldură. E căldură în solar și imediat... Păi nu, e căldură, am în mese, că aici e problema. Eu am ales să fac căldură în mesele astea. Ai mese, dar oricum este mult peste zero și în solar. Nu e. Noaptea nu e. Noaptea solar, când sunt friguri, am câte afară? 2 grade mai mult. 3 grade. Dar știi cum protejez eu când sunt zăpezile mari? Tot băieții de la Bălân mi-au zis. Cum? Faci focul în mijlocul solarului și fumul la cald imediat. Păi tu ai unde? Da. Eu dau foc la mese. Da. Eu, mesele nu... M-a lăsat alei pe lângă mese, chiar s-au mai lăsat vreo două așa, sub burtă, știi cum, ca să trec? Mamă. Eu am ales confortul plantelor, știi, pofida confortului propriu, pentru că eu mă duc, le văd și plec, nu? Vin, uite, vin pe teren, să stau aici, să intru în casă. Cam asta cu bilanțul așa. Mi-am propus, mi-a ieșit bine de tot. Cel mai rău e faptul că, fiind la început așa, și fiind plecat foarte tare pe tehnologizare, în permanență bagi bani, știi? Și a devenit și viciu, știi, din păcate. Care m-ai făcut și pe mine. Să-mi faci și tu. Și o să vezi că e benefic și asta spun multor grădinari, să încerce să-și facă cât mai plăcută munca. Nu e mare. Tu poți să zici câte ce la un solar pe tine, câte ce niște plase de insectă, o lampă de așa și un ventilator. Trece mai mult de 1000 de lei? Nu, nu ajungi. Cred că stai în 500 de lei, dacă stau să gândesc. Singura fază e la plasă că îți dă mai mulți metri. Așa, aia a fost vreo 300 de lei, lampa de insect 150 și ventilator... 200 de lei zi. Da. Și mai tragi curentul, un cablu și nu știu ce... Da, alea oricum le am. Da, mă rog. Dar le-ai. Trei ani de zile nu mai treabă, știi? Mi-am să aminte și vreau să spun cu lampa de insecte. Pune o lampă de insecte în solarul mic, prima dată. Le aprind, mamă, a doua zi mă uceam, pline, mamă, i-am rupt, ta, ce va fi, de ce, bă? Nu aveai plasă de insecte, nu? Nu aveam plasă de insecte. Le atrăgeam. Dar că nu aveam plasă de insecte. Nu închideam solarul. Înțelegi? Mi-a zis tipul de la care am luat castraveții, zice, băi, vezi că ai adus toate vietățile de la tine din Valea Mare. Și am închis solarul. În momentul în care am plecat spre plasă de insecte, știi? Aveam plasă de insecte și se vede și acum la ăsta nou nu i-am pus încă, că e frig. Dar o să pun, îți dai seama până în primăvară. Cred că în ianuarie, la sfârșit, vor fi puse. Eu am la ușă, adică cu bară, cu alea, nu intru, nu intru nici. Sunt foarte bune. Ce să zic, mi-a ieșit, ți-am zis, a devenit viciu. Nu aș merge înainte, pe lângă faptul că mie îmi place și că sunt acasă, că n-am șefi, că pot să-mi organizez singur toate cele,
pe lângă faptul că socializez în continuare, uite, și în media socială asta... Dovadă că noi așa ne-am cunoscut. Da, noi așa ne-am cunoscut și nu numai asta, mi-am dat seama că există potențial, știi? Pe nișă. Da. Și nu mă feresc să zic că, indiferent de câte hate-uri sau piedici sunt în, și în nișa asta, ca în oricare, intenționez să mă dezvolt bine pe chestia asta. Dar să fim sănătoși, știi? Mult succes! Mersi! Eu cred că în 2-3 ani o să reușesc să fiu în primii, zic eu, în primii, nu știu, producători în primul rând, dar nu comercianți sau samsari, pe care mulți îi ponegresc greșit din punctul meu de vedere, indiferent ce ar spune unii și revin. Poate să facă subiectul unui material întreg chestia asta. Din anumite puncte de vedere este greșită acuzația asta. Și o să o spun, părerea mea. Vreau să vă zic că dacă cu potențialul pe care am văzut că nu există, adică argeșenii, că asta a fost cu lăsatul meu, m-am gândit, bă, stai puțin, argeșenii nu au capacitatea în Argeș să-ți producă, să aibă producători care să acopere piața cât mai bine cu calitate, adică vin din Dâmbovița, din Olt, din Teleorman, cam de zonele astea vin, da. Bă, ești nebun, nu se poate, știi? Și de aici m-am enervat. Și am făcut bine pentru că pe nișă am intrat bine de tot. Adică să vinzi de 7 zile 30.000, 35.000 de lăsaturi, eu zic că nu e puțin lucru și că mie mi-a compensat lipsa de experiență și titlurile academice ale altora din cârcă. Și eu zic că e de bine. Pasiunea, da, omul și perseverența, să știi. Nu, dacă nu ești, te superi. Uite și câte... inteligența. Mersi, nu știu. Ca dacă... să știi. Da, probabil că și mintea, adică mintea e un factor bun asta. Da. Degeaba e pasiune dacă nu e inteligență. Și gândește câte probleme am avut eu în ultima perioadă și acum, sezonul ăsta. Eu sunt într-o continuă alergătură cu, adică, dă-i o avarie la canalizare, dă-i, nu știu, schimbă toate rezistențele astea, cablurile astea încălzitoare ca să diminuez consumul, ele oricum îmi pleacă în cascadă. Fă panouri, fă solarul nou, înțelegi? L-am vândut pe ăla, nu m-am așteptat. Înțelegi? Acum ar fi bombă, că lampa la mare pus la vânzare, să vină și să zică să lea, îți dai seama că mă termină, iar mă bagă. Dar așa funcționează, se pare. Cam asta e în mare cu ce am făcut, cu ce fac, ți-am zis ce am de gând. Eu zic că o să fie bine. Eu încurajez pe toată lumea să încerce, să nu facă ca mine, să facă puțin, cum spun tot și bine spun. Eu sunt mai zăpăcit așa și am, să zic, atu timpului și al faptului că nu trăiesc din asta. E important. Da. Adică nu ai o presiune. N-am o presiune. Am o presiune că pierd bănuții investiți, care sunt tot așa, sunt cu împrumuturi, nu sunt ușor de... Da, dar nu am o presiune să trăiesc din asta, știi? Ceea ce m-a făcut uneori să înțeleg și pe producătorii care se pângăresc când fac multe, multe, multe mai slabe să vândă, să-și crească copiii sau mai știu eu ce să-și prețuiască. Ținta mea sunt grădinarii care vor calitate. Revenind la samsar și la comercianți, că vreau să ating chestia asta, eu am mai spus-o, să știți că eu cunosc samsari și comercianți din piețe care muncesc tata. Adică ăia sunt plecați de dimineață, da, de la 3-4 cu dube, pleacă și aduc marfă. A, că te lovești de faptul că ei nu știu ce vând și că nu poți să controlezi chestia asta și că iau la preț de nimic de la producători și vând mai scump și că au sau n-au certificat de producător luat pe bune sau nu. Sunt multe aspecte, știi? Aici nu e vina lor, e vina autorităților. Dar gândește-te că și ei pot să fie pe pierdere, că poate nu vând. Da. Eu nu le iau apărat nici de cum, că am avut și eu, îți dai seama, tot fel de tentative, am material, m-au sunat să ia de la mine, mai sunt toată, de cu prețul meu dacă e. Sau să zic că mi-ai 3.000 de lăsaturi, pot să scadă la 1,50 la 1,30, dar mai jos nu, că nu rămân cu nimic eu. Și nu, eu nu-i acuz. Cu toate că doare să știți că vinovatul principal pentru calitatea precară a răsadurilor de legume și a legumelor, tot producătorul e. Poate să mă jure toți. Producătorul pângărit, pentru că el îi dă marfă lui ea. Păi tu ești samsar sau comerciant și vii la mine. Păi dacă îți dau cafea de 2 lei și te-o vinzi cu 10 lei, calitatea, nu răspunderea cui cade? Cine produce? A, tu ce faci? Ești producător șmecher, fac mizerii, ți le dau ție ieftin și nu stau eu în față la vânzare. Nu mi-au eu băbârnacele. Păi deja ești laș, știi?
Eu așa văd lucrurile din unghiul ăsta de vedere. Revin și spun că celelalte aspecte stau în picioare. Au cale de producători și nu au, stau la bloc, îl au pe nașpa, vând și banane și 7.000 de feluri. Astea sunt, există. Cam așa văd eu lucrurile. E părerea mea, revin și spun că nu există o regulă. În legumicultură, o spun mereu, fiecare alegem și ne asumăm. Da. Eu văd la tine o chestie, dacă o fac, nu ești tu vinovat. Că nu-mi iese. Dacă o fac și am succes, nu ai niciun merit. Dar nu o să ne iasă proiectul. Păi nu, lasă-mă, vorbeam în general, nu la noi doi. Dacă ai idee, înțelegi? Că am înțeles greșit, am fost eu luat de urechiuțe puțin și am explicat și o explic încă o dată. Băi, indiferent de ce prietenii sunt între oameni și așa, păi eu dacă m-am apucat acum să relatez aici și un grădinar jumate alege să vă idee ca a mea, tu, de exemplu, te-ai ales, ai zis, bă, nu gândește prost Viorel și uite, e bine să am un ventilator și două plasă. O plasă de insecte. O... Înțelegi, ai gândit pe banii tăi, pe timpul tău, văzând și la mine eficiență sau, nu știu, te-am convins eu. Păi faptul că ți iese, înseamnă că tu mi-ești mie dator cu ceva? Nu, pentru că tu n-ai venit la mine să zici, dacă îmi zici sau zici și mie ce să fac și îți dau 5 lei. Sau eu ți-am zis să zic, dar îmi dai 2 lei. Sau 3 chile de gugonele. Înțelegi? Da, da. De asta vă spun că nu sunteți dator cu nimic acelora care relatează pe YouTube, TikTok, Facebook, ce vezi voi. Dau în ziare, dau comunicate, nu știu ce se dată. Prin faptul că arată niște lucruri pe care voi le împrumutați, noi le împrumutăm și ne ies. Înțelegi? Asta ce-am însemnat? Că dacă te iei după mine și eu ți-am zis ce-a greșit, sunt eu vinovat, vii la mine și mă iei, bă, ce mi-ai făcut, m-am luat după tine, e problema ta. Așa este. Astea sunt doar chestii din muncă, eu relatez pentru că fac de la sămânță până la gogonea. Ai văzut, n-am atins subiectul, dar puteți să facem altă dată. Eu iarăși am contrazis multă lume, inclusiv două, trei nume din tot ce am mai amintit noi în materialul ăsta, care mi-au zis că nu o să am șanse cu culturile astea pe mese. Tu ai văzut, ai fost la mine, ai mâncat ardei, ai văzut cabrău și am avut înțeles, adică... Și mi-am dat și seama de ce ai reușit. Ți-ai dat seama pentru că ești pasionat și te-ai dus mai în profunzime, așa, știi? Ei, în condițiile în care eu am avut recolte pe care tu le-ai văzut la mine, tot au venit oameni care au zis și știau asta și au zis, nu merge. Rămâi, știi, de multe ori, și aici atac subiectul tomatei. L-am mai zis, știința, cercetătorii au constatat, da, oamenii au constatat că tomata are creștere a rădăcinii și pivotantă, da? Dar l-am pus și eu. Ca dovadă că mese cu substrat de 12-15 cm am făcut tomate de vorba aia. Că nu ies ca în sol, că ies, că nu ies, că poate ies, poate nu, nu știu altă poveste. Dar uite că tomata s-a dezvoltat găsind nutrienți, ca asta ți-ai dat tu seama, în jurul, acolo unde caută, își caută. Ea are capacitatea de a dezvolta plăcuția pivotată și să se duce, dacă nu găsește nutrienți, la adânc de tot și la 2 metri, da? Nu doar ea. Dar vorbim despre tomată în special. Castraveți n-am pus pe mese pentru că ea având o creștere foarte, nu știu, lungă, așa, calianele, nu mi-a dat o sensă să stau, să-l întorc pe păsână. Să-l dirigezi. Da. Anul ăsta o să continui cu culturi în solul mare. O să fac culturi mai... nu pentru vânzare, o să fac pentru familie și o să-mi fac specialități. Adică o masă de tomate, figurii, o masă de... le pun rar. O să pun două culturi. O să pun un singur rând. Mi-a crescut asta, i-am dat creștere de foliere, formare tot. Bag pe al doilea rând încât să aibă lumină. O să mă joc cu ele. Da. Da, vedem ce iese. Cam asta am vrut eu să vă omor mult. Iese lung materialul. Cum ai zis, poate îl spargem în două. În prima zi a anului. În prima zi a anului. Numai niște pasionați poate să discute. Nebuni, da. Așa am zis eu, nebuni. Eu vreau să zic încă o dată că se poate. Și dacă eu am reușit, nu văd cine n-ar reuși. Păi și eu am pornit de la zero. Adică păi da, dar la tine e o problemă, e o chestie, una tu. Tu ai stat la curte, tu ai stat la țară, să zic așa, da? Eu nu. Eu sunt băiat de oraș, am născut, am crescut doar în vacanțe de vară, măceam la țară. Ai înțeles ce zic? E o diferență. Deci n-ai dat cu sapa până... Am dat în vacanțe sau mă știu, măceam în ajutor la vreo mătușă, la vreo bunică și mergeam, știi? Dar nu am avut eu grădină mai mult de să-mi pun singur roșii. Da, eu am crescut la țară. Păi asta spun. Eu am venit de la oraș, că de asta vreau să încurajez.
Chiar dacă unii îmi dau peste nas, zice, bă, n-ai experiență, știi tu, faci tu, drești tu. Da, mă, da, faci dacă vrei, știi, dacă ai pasiune. Nu vei de la oraș, bagabon de oraș, între blocuri, cu cheia de gât. Ai reușit oricum. Da, dintr-o profesie, Nicu, total diferită de... Oricum ești prea modest, spui întotdeauna că ești novice, nu mai ești novice, ești un profesionist. Da. Adică ai ajuns la un nivel și de ce sus, spun asta? Nu? Și de ce o spun? Eu sunt conștient că progresez și eu, că nu că avem de învățat toți mereu, e altceva, dar nu mai ești novice. Nu, și de ce o mai spun mereu? Pentru că unii care ori nu au văzut toate materialele mele, ori din alte motive nu vor să vadă realitatea, ceea ce privește pe mine, da? Ca mic producător de răsaduri, de grădinar, de hobby, nu înțeleg că eu relatez din munca mea fără a-mi aroga niște, nu știu cum să le spun, aere de wow, inginerul pește sau mai departe. Că eu m-am înscris la o facultate de profil, că am de gând să studiez, că să vreau să termin una, două sau alte facultăți pe lângă ce am, e pur și simplu alegerea mea. Totodată cu relatările pe YouTube, e alegerea mea. Eu azi închid canalul, n-am nicio mai mică problemă. Să nu faci asta? Păi nu, ca idee, știi? Adică n-am nicio problemă. Eu nu vând prin YouTube, sau da. Ce știi? Eu trăiești din YouTube. Da, nu, dar nu fac reclamă. Adică anul ăsta consider că îl mai am ca test, să reușesc să mi mențin deja grădinarii mei, cum le spun la clienți, și pe cei care vor veni aduși de ei. Că aici va crește, zic eu, cererea. Apoi, eu consider că nici de reclamă nu mai am nevoie, înțelegi? Da. Pentru că reclama o faci prin produsele pe care le furnizezi. Nu. Încă o chestie pe care deja poate ați observat-o, eu încerc atunci când găsesc și când îmi spune, aflând pasiuni comune pentru agricultură, animale, producător local, mai mă duc, cum am venit la tine în curte, uite-mă să vedeți și alt grădinar, pasiunea care poate să-și facă culturi. Uite, ăsta am fost acum, mai văzut la Cristi. Face, încearcă și o butărie, la băiatul ăla cu preperițe, cu tot felul. Acum am fost la munte și mâine mă duc după băiat să le-au, la Stoienești Argei și să văd dacă e timp și vrea respectivul fermier să fac un material despre... Deci am luat o brânză de burduf de nebunești și o telemea. Dar m-a nebunit brânză de burduf. Are vaciu, moare o pensiune, mă rog, foarte mișto. De ce să nu? Cu așa canalul ăsta mic, pac, se uită 1000 de oameni și se gândesc, bă, poate fac și eu. Sau uite că poți găsi calitate. Da. Adică producătorul local rămâne în picioare. Chiar dacă legislația, plecând de la impuneri pe legislații europene, de la tot ce vrei, începe și mai limitează și argumentând că pentru protecția consumatorului și mai departe, începe să mai dea așa, mai dea la picioare, eu consider că producătorul local nu va dispărea așa ușor. Da. Pentru că românul, până la urmă, și fără legislație, a sădit și a crescut un animal și tot n-a murit de foame, știi? Da. Cam asta. Eu, unul, îți mulțumesc că ți-ai luat din timpul tău să vii să mă ajuți, în sensul care m-ai ascultat cu răbdare la debitul meu verbal, de urmăritor nu mai zic. Mi-a scris aseară, referitor la... Aseară, de Revelion, nu? Aseară, da, un urmăritor. Cum pot eu să mă relaxez mai bine decât să urmăresc ferma lui Ursache? Am avut pe TikTok chestia asta, în live-uri, gata, închid, nu știu ce, știi? Zice, nu, că îmi place să te aud, nu știu ce, știi? Nu mă chinui, eu nu mă chinui. Păi și eu prima dată la Dante am văzut, când ai fost și la Titela. Și când am aflat că ești de Argeșan, dar meu aflat... Hai să văd ce măcăre asta. Să intru să văd și m-am abonat și apoi am și luat legătura și ne-am cunoscut. Nu, și... e o chestie mișto. Adică suntem puțini. Da. Bine, eu nu mă compar cu tine, eu sunt... Nu, tu ești modest acum, tu ești chiar pasionat și se vede. Am fost la tine în curte și am văzut. N-am stat noi foarte tare pe ele, dar nu, ești pasionat, se vede. Deci toată cuticica aia. Că sprijinul alor tăi, acum în etate... Că nu contează. Tu te-ai ținut de ele, știi? Da, da. E mare lucru, pentru că de aici pleacă și mâna menține verdele ăsta în viața noastră, nu? Că dacă stai la curte și pui numai betoane... Și să anunțăm că avem un proiect comun? Da, vreau, a fost ideea ta și vreau să o facem, fiind aproape. Da. M-a mai rugat și Alex de la domeniul Anghel să fac, dar e destul de departe și o să o fac în limita posibilităților. Să la tine solar să testăm deja din ce am eu aici, pe lângă ce voi testa oricum eu aici. Dar vreau să aștept fogărul ăla,
Sper să vină. Am primit mesaj înainte de Crăciun că până după Revelion nu sunt formele vamale făcute, să vină și să facem la tine, având solarul independent, dar nu ca mine cu mese, să de la plantare, de la răsaduri, de la semințe, să vadă cei care, repet, vor să se apuce de asta, nou profesioniștii, nou șmecherii în domeniu, novicii, că se poate. Și cum se pot obține niște recolte bune, uriașe. Nu? Da, nu știu, cu uriașul ăsta tu ești poate plecat mai mult spre uriaș. Eu nu sunt plecat spre uriaș. Nu, producție. Producție, dar o producție echilibrată cu niște produse bune. Despre asta e vorba. Adică roșii rii la cel puțin 10 kg am pretenția să produc pe fir. Da, vezi, aici tu, că ești priceput, că aici vreau eu să ajung. Nu există regulă. Da, nu. Adică nu poți tu. De exemplu, eu poate n-am priceperea ta să cresc o tomată, să o duc în 10 kg, da? Adică nu știu. Cel să... puțin. Am dat un exemplu, da? Hai să spunem că media în kilograme a unei tomate cu creștere nedeterminată este undeva la 5 kg, 4-5 kg. Nu te supăra, dar 5 kg am pe primele 3 etaje. Păi lasă-mă că ai că te pricep. Eu vorbesc de media... Ți-am trimis poze, adică... Da, mi-ai trimis, nu. Eu vorbesc, Nicu, despre media... Da. În grădinăritul general, nu la profesioniști, nu la pasionați care deja știu ca tine să se ducă bine sus. La ăla care începe pe o dată și vrea să nu muncească 4 luni ca fraierul. Sau poate să mănânce 4-5 kg de roșii dintr-un fir, știi? Că despre asta e vorba până la urmă. În rest, iarăși, normal că faci tomata mare dacă ăla e soiul sau hibridul. Nu poți să compari, exagerez acum, până în extreme. Sherry cu, nu știu, rugantino sau ciucatul. Pe bune, știi? Adică, că dacă mă întreb pe câte fructe face Sherry, nu stă nicio roșie în fața ei, da? Da. Că de acolo a plecat tomata. Da, vom face chestia asta pe o schemă mișto, aerisită, adică mai puține plante, dar să le vedem ca plante ce fac. Nu, asta e schema, ți-am zis. 40 între fire și 70 între rânduri. Și merge așa pe ele, 70 ăla? Da. Așa mergem. Deci mergem în lateral. Cum în lateral? Așa nu în cap. Nu. Eu am 72 aici. Da. Știu că am făcut un CT-ul cu un computer tomograf. Da, și făceau probleme că aveam 74 limita. Mergem. Și abia am încăput în tubul ăla, știi? Nu, că schema e făcută, rețeaua da, de apă. Da, să nu adă cultură aia astea, așa. Da. Ventilatorul urmează să-l iei. Da. Plasa ai luat. Nu am venit încă, că nu mi-a zis la semințe plante la sfârșitul lunii. De plasă, zici? De plasă, am o comandă. Dar lampa ai luat-o, pentru că mi-a trimis poză. Ce? Lampa de insecte. Da, am luat-o. La ventilatorul ție de acolo, ți-am zis eu că e cel mai ieftin? Nu știu, stau să mă gândesc dacă plasa de umbrire să o dau jos pe interior. Eu cred că totul suferă folia. Prin atingere, cald, fierbinte, care e din plastic și ea de umbrire. Da, dar nu atinge fierul direct, dar ai văzut... Când atinge, da, atinge folia. Că folia nu stă perfect tot timpul la căldură. Păi nu atinge folia de fier. Asta a fost ideea. Care folie? Folia solară. Păi și aia de umbrire nu atinge folia nicăieri? Imposibil. Ba da, e. Păi asta spun, că fierbinte cu fierbinte, pe plastic, pe plastic, știi să nu... Da. Nu contează, dacă ție ți-a mers așa, mergi cum vrei. Doar că... Tu având în permanență umbrirea aia sus acolo, eu consider că întârzi plecarea plantelor. Aici e cu duși întors, da. Pentru că ea poate să ofere totodată și o termicitate, știi, un plus de da. Protecție, fiind două straturi, chiar că dacă e de umbrire. Sau o dau jos în mai, de exemplu. Da, cumva. Și oricum îmi trebuie altă plasă de umbrire mai lungă, pe lateral. Să umbrească și lateralul. Să plece, să cadă. Adică dimineața și după amiaza, soarele bate direct în lateral. Să cobor mai jos. Vom vedea. Asta vom vedea atunci. Una peste alta să încheiem materialul ăsta, că este foarte lung. Probabil să-l dăm în două sau o să iau, dacă nu, părți din el, să văd cum fac, că reușesc să-l editez. Mersi încă o dată că ai venit. Și eu îți mulțumesc de invitație și de apreciere. Da, pentru că ai zis, trebuie să vină la tine, să mai auzi trandafiri. O să faci un material și cu trandafiri, da, chiar și acum, în iarnă, da. Iarna asta caldă. Eu am plantat pe 22 decembrie trandafiri, s-au prins toți. Da, vom face materialul în solar, mergem în solar. Și vedem când îl postez. Ăsta va fi lung. Vă zicem la mulți ani, an nou mișto. La mulți ani și... Să ne vedem și auzim cu bine. Și cum zic eu, totul cu pasiune și încă o dată o a doua învățătură de-a mea din chestia asta, tratați plantele ca pe oameni. Adică gândiți-vă că nu sunt roboței, nu sunt mașini,
sunt ființe și au nevoie de cele două, nu știu cum să le zic, componente. Ținte, componente ale vieții în general. Da? Vor să reziste pe pământ, ca noi vrem să trăim, prin procreere, adică să crească cât mai repede, să dea sămânță, să meargă mai departe, ca și omul. Numai bine. Sănătate.